Toma, să știi că nu te auzi. Nu se aude. Toma. Nu se aude. Acum auziți? Acum. Iertați-mă. Eu vorbesc de o vreme. Îmi pare rău. Nimica, te-ai antrenat. Te-ai antrenat. M-am antrenat, m-am încălzit. Te-ai încălzit. Bun, să o luăm de la capăt atunci. Bună seara tuturor. Vă mulțumesc că ați avut răbdarea de a sta alături de noi atâta vreme cât eu am vorbit cu microfonul pus pe mute. Sunteți o parte alături de noi pe platforma Zoom, o altă parte dintre dumneavoastră ne urmăresc în direct pe paginile de Facebook ale Bucharest Science Festival, ale Radio România Cultural, ale Raportului de Gardă, ale Asociației Secular Umanistă din România și așa mai departe. Bună seara tuturor și vă mulțumesc pentru că a noua oară sunteți alături de noi la Miercurile cu Bună Știință. Și în această seară vom discuta despre o temă aflată la intersecția dintre știință și politică. Mai precis, vom discuta despre geopolitica vaccinării. Împreună cu doctorul Marius Geantă și, bineînțeles, cu Corina Negrea, jurnalist de știință și redactor al Radio România Cultural. De ce această temă? Poate că ați avut ocazia să urmăriți știrile legate de situația dramatică din Republica Moldova, un stat aflat între zonele de influență ale Uniunii Europene pe de o parte și ale Rusiei pe cealaltă parte, un stat din nefericire cu o economie șubredă și care până de curând nu a reușit să obțină nici măcar o singură doză de vaccin. Săptămâna trecută, în sfârșit, a demarat campania de vaccinare grație unui prim lot de 20.000 de doze de vaccin oferite gratuit ca ajutor de România. România s-a angajat să livreze până la 200.000 de astfel de doze de vaccin, repet, gratuit. Și mai mult de atât, Republica Moldova urmează să primească aproximativ o cincime din dozele necesare de vaccin, în mod gratuit, prin intermediul platformei mondiale COVAX, o platformă pusă pe roate cu sprijin masiv european. Principalii donatori sunt țările occidentale, inclusiv Uniunea Europeană. Vreau să discutăm despre, le-aș putea spune, războaiele vaccinurilor, pentru că vedem pe plan mondial o adevărată diplomație medicală pornită de la o necesitate vitală pentru oameni, și anume nevoia de a se vaccina pentru a fi protejați împotriva ravagilor provocate de noul coronavirus. Și în acest moment, cine are posibilitatea, fie financiară, fie tehnologică, fie de cercetare, pentru a produce sau pentru a obține doze de vaccin, de obicei, dincolo de a-și vaccina propriile populații, folosește aceste capabilități pentru a-și maximiza eforturile de politică externă. V-am dat exemplul din Republica Moldova, unde un stat depinde de livrările de vaccin ale vecinilor mult mai puternici și unde în același timp vedem contrele Rusiei care sub toate formele posibile încearcă să saboteze campania de vaccinare cu vaccinul occidental. Poate ați aflat ce s-a întâmplat în Transnistria, unde dozele de vaccin donate de România au fost, bineînțeles, bine primite și bine folosite, dar într-o primă fază fără a se spune nimic despre faptul că acestea veneau din România. Există o întreagă problemă acolo legată de
codițele băgate de ruși. Dar nu doar Republica Moldova se vede în centrul unui astfel de conflict geopolitic bazat pe vaccinuri. Un alt vecin de-al nostru, Ungaria, cu niște luări de poziții ciudate vis-a-vis de Uniunea Europeană, s-a hotărât să folosească adoptarea vaccinurilor rusești și chinezești ca un fel de declarație de presupusă independență în fața, între ghilimele, a tiraniei Bruxellesului. Și primul ministru ungar tocmai de curând s-a vaccinat demonstrativ cu vaccinul chinezesc. Vaccin chinezesc care, pe de altă parte, dă foarte mari bătăi de cap celor care l-au adoptat, de exemplu în Brazilia, din nou un stat, hai să-i spunem, nealiniat, care a promovat adoptarea vaccinului chinezesc și acum are surprize mari legate de slaba eficacitate a acestuia. Mi s-au mai alăturat între timp câțiva oameni pe Zoom și le dau drumul. Pe plan mondial există o adevărată competiție între vaccinurile chinezești și cele indiene, pentru că în afara Europei, în zone mari din Asia, din Africa, din America Latină, există o competiție acerbă între India și China de a-și demonstra bunăvoința față de diferitele țări și de diferitele guverne aliate sau pe care încearcă să și le aducă în propriile sfere de influență. Acțiuni bazate pe oferirea gratuită de vaccinuri. India nu are nici pe departe puterea economică și militară a Chinei, dar India este gigantul mondial al vaccinurilor. Să nu uităm că India este cel mai mare producător mondial de vaccinuri. Aproximativ jumătate din toate dozele, din toate vaccinurile care sunt produse în această lume, sunt produse în China. Iar motivul, unul din motive este foarte simplu. India are o populație foarte mare, are o piață internă foarte mare, care are nevoie de vaccin și nu discutăm doar despre vaccinul împotriva coronavirusului. Și atunci așa au creat o industrie foarte puternică, care acum, iată, le permite să să-și adauge în arsenalul diplomatic și diplomația, această diplomație medicală. Vom aborda aceste probleme în această seară și Marius cred că ne va lămuri și ne va ilumina multe dintre aceste aspecte, așa că, Corina, ai cuvântul. Da, mulțumesc foarte mult. Bună seara, în primul rând, tuturor. Mă bucur să ne revedem, reauzim. Deja 9 întâlniri. Mi se pare că a devenit așa o obișnuință foarte frumoasă pentru miercurea seara din două săptămâni. Tema din această seară, într-adevăr, este foarte, foarte generoasă și foarte interesantă. Și uite cum s-a potrivit, că suntem mâine în fața unui an oficial de la declararea pandemiei de COVID-19. Sunt convinsă că nu ne-am fi dorit... puteam să ne lipsim de așa ceva, am fi trăit fericit și fără această bornă, ca să spunem, în evoluția noastră. De asemenea, mâine este iarăși o zi importantă, pentru că mâine Agenția Europeană a Medicamentului ia în discuție aprobarea unui nou vaccin. Așadar, domnule doctor Marius Geantă, haideți să pornim discuția din această seară până la geopolitica vaccinului și a vaccinării, să vedem împotriva COVID-19, să vedem cum am ajuns la vaccinarea împotriva COVID-19. Practic, unde suntem la un an de la declararea oficială a pandemiei de COVID-19? În primul rând, bună seara și mulțumesc tare mult pentru oportunitate. Mă bucur că suntem aici și am fost extrem de încurajat când am vorbit în pregătirea evenimentului, atunci când ați menționat că avem cel puțin 2 ore la dispoziție. Acest cel puțin pe mine m-a încurajat foarte tare, celor care se uită la noi și poate nu ne cunosc foarte bine. Trebuie să le spunem că avem de 4 ani, nu? O pastilă, raportul de gardă la știința 360,
În principiu, până la pandemie, această pastilă era în fiecare zi de marți. Acum știm că începe marțea și se termină vinerea de multe ori, din simplu motiv că, așa cum spuneați, în acest an am trăit foarte multe, foarte multe lucruri, sunt foarte multe informații și este nevoie de foarte mult context. Este și o altă, este o dinamică fantastică a acestor noi informații, adică nu știu dacă adică eu nu mi-amintesc să mai fi trăit așa ceva. Cu siguranță nu, și trebuie să spunem că în urmă cu un an de zile nu eram cu toții pregătiți pentru această provocare. Adică eram obișnuiți, acum vorbesc din perspectiva grupului nostru care se uită la știință, eram pregătiți să selectăm câteva știri importante în fiecare săptămână pe care să le discutăm din diverse arii terapeutice. Acum suntem în punctul în care în fiecare zi trebuie să selectăm câteva știri din multele știri care apar, să le punem în context și să le dăm cumva un sens. Acum venim la tema de geopolitică a vaccinurilor. Sigur, competența mea la politică și geopolitică e extrem de limitată, dar sper că acest lucru să se vadă cât mai puțin în seara aceasta. Însă, ascultându-vă, mi-am dat seama că în urmă cu un an de zile puteam să vorbim dacă noi eram panicați și asta a fost și este o reacție normală. Dacă noi eram panicați, puteam să vorbim despre o geopolitică a măștilor. Vă amintiți cât de complicat era în urmă cu un an de zile să găsim ca țară măști și combinezoane, de exemplu, pentru personalul medical? Era o luptă la scară planetară, China era țara cea mai afectată la acel moment și în același timp țara care producea în cea mai mare măsură măștile și combinezoane. Iar toată lumea depindea cumva de China. Da, și de toate acele lanțuri de producție și apoi de transport care au fost întrerupte abrupt, în mod evident, în China la începutul anului trecut. Apoi am putea să vorbim despre o geopolitică a ventilatoarelor. Știm foarte bine, în prima fază a pandemiei, cum ventilatoarele erau privite și, sigur, rolul lor nu poate să fie necat, dar era supralicitat la acel moment și se considera că la fiecare țară trebuia să aibă un număr cât mai mare de ventilatoare pentru a fi pregătită de scenariile pe care le sau de situațiile potențiale pe care deja le văzusem în Wuhan și le trăiam încă la acel moment, văzând ceea ce se întâmplă în Lombardia. Ce vreau să spun este că pandemia a scuturat foarte multe lucruri și inclusiv aceste relații între diversi actori statali și non-statali. Dar cred că e foarte important pentru discuția de astăzi să abordăm cumva lucrurile atât la nivelul actorilor statali, cât și la nivelul actorilor care nu țin de state și mă refer în primul rând la marile corporații de tehnologie, marile corporații farmaceutice, care au avut și au un rol foarte mare în pandemie. Aș mai spune un lucru, și anume că trebuie să spunem, recunosc cu toată sinceritatea, că în urmă, nu cu un an de zile, dar în urmă cu 6 luni, nu-mi imaginam că o să fim în acest punct de astăzi, în care vom putea să vorbim despre o serie de vaccinuri despre care știm că protejează față de formele grave de boală și față de spitalizare și față de apariția deceselor, o rată mare de eficacitate și ne așteptăm mâine să avem 4 astfel de aprobări în Uniunea Europeană. Mâine a trebuit să se dea aprobarea pentru vaccinul Johnson & Johnson, nu? Johnson. Pentru Uniunea Europeană. 4-lea exact, după Pfizer, Moderna și AstraZeneca. Asta arată cât de mult a progresat știința și știința dezvoltării vaccinului. Da, este interesant. Tot ce ați spus până acum vine la pachet cu un paradox pe care nu știu dacă îl putem cumva explica. De unde la început era, cum să spun, vaccinul era văzut ca speranța, nu? De a ieși din pandemie. Ei bine, suntem în situația în care, iată, mâine o să avem probabil cel mai probabil cel de-al 4-lea vaccin împotriva COVID-19 și deja avem o, cum să spun,
o fobie împotriva acestui vaccin, o neîncredere în vaccin, în vaccinuri, generată această neîncredere tocmai de rapiditatea cu care au apărut pe piață. Nu vi se pare interesantă situația asta în care suntem? E foarte interesant, pentru că de-a lungul timpului cu toții am picat cumva în capcana aceasta, poate că nici nu putem să evaluăm mai bine lucrurile. Capcana care, n-aș numi eu neapărat propagandă, dar nu e foarte departe, care vorbea despre cât de mulți ani ai, sunt necesari pentru a obține un medicament și cât de mult costă acest lucru. Și, sigur, de 10 ani de zile mă uit la zona de sănătate din perspectiva unei abordări personalizate. Dar recunosc că în contextul pandemiei am început să-mi pun întrebarea dacă nu cumva modelul clasic de dezvoltare a medicamentelor bazat pe încercare-eroare, din nou încercare, din nou eroare, din nou încercare, din nou eroare. Adică acest mod destul de imprecis de desfășurare a unor studii clinice, nu cumva el stă la baza acestui timp foarte lung de care ai nevoie. De fapt. Asta pe de-o parte. Apoi, sigur că intrăm în discuția legată de disponibilitatea de a investi și de a împărți riscul investiției. Pentru că dacă ne uităm la studiile care au avut loc, ele au costat tot atât de mulți bani, doar că acești bani au fost cheltuiți în câteva luni, nu în câțiva ani. Deci cineva și-a asumat acest risc. Și aici, sigur, colaborarea aceasta între state sau între Comisia Europeană și corporațiile farmaceutice era foarte greu de anticipat înainte de pandemie. Pandemia ne-a dus, cel puțin prin tehnologia RNA-ului mesager, ne-a dus în această zonă de precizie mult mai mare, atât precizia unui produs cum este vaccinul, dar și o precizie mai mare a derulării studiilor clinice. Adică eu aș vrea să rămânem după pandemie nu cu ideea că este o excepție că dezvoltarea vaccinurilor a durat mai puțin decât știam noi, ci că asta să fie noua regulă. Și din ce în ce mai multe medicamente sau vaccinuri să se dezvolte aplicând aceeași rețetă pe care noi am văzut-o aici, și pentru alte tipuri de boli sau pentru prevenirea altor tipuri de boli. Aici o care poate să sune pentru unii simplu, pentru alții imposibil. Pentru că este o foarte mare provocare, având în vedere cum am fost cu toții obișnuiți să se desfășoare acest proces de dezvoltare a vaccinurilor. Când spuneți cu toții, vă gândiți și la, deopotrivă și la medici și la public sau vă gândiți doar la public? Mă refer în primul rând la medici și la cei care suntem implicați în această zonă. Publicul larg, trebuie să spunem acest lucru, a aflat din mers în ultimul an că medicamentele trebuie să parcurgă, cei mai mulți dintre oameni nu știau la începutul pandemiei, că un medicament pentru a fi aprobat trebuie să parcurgă anumite etape preclinice și clinice, mai multe faze de studiu, e nevoie de o evaluare din partea agențiilor de reglementare. Cred că nu era foarte clar nici rolul agențiilor de reglementare. Așadar, la nivelul publicului general, așteptările mele erau limitate și sunt în continuare, deși nivelul de informare a crescut. Dar în lumea medicală, eu cred că ar trebui ca noi să fim cei care interiorizăm aceste lecții și cumva să începem să solicităm, așa cum am zis mai devreme, ca acesta să fie standardul, de aici să pornim, nu de la ideea că dezvoltarea unui medicament ar trebui să dureze 12 ani și dacă îl obținem în 8, e un mare succes. Nu, cred că ar trebui să ne referim, să pornim de la modelul vaccinurilor. O autorizare pentru folosire de urgență în 9 luni și o autorizare probabil în 2 ani și ceva, 3, o aprobare necondiționată. Cred că acesta ar trebui să fie standardul. Acesta ar trebui să fie standardul și poate că așa am scăpat și de neîncredere. Și dacă tot am ajuns în punctul ăsta, haideți foarte pe scurt să explicăm puțin, de fapt, ce înseamnă o autorizare în regim de urgență, ce înseamnă o punere pe piață până la urma unui medicament, cum ajunge, practic, un vaccin, că suntem în cazul ăsta, dar și un medicament pe piață și mai ales poate să spunem faptul că odată ajuns pe piață nu înseamnă că nimeni nu se mai uită la acel medicament din punct de vedere al
efectelor secundare, pentru că asta ne îngrijorează cel mai mult. Da, ce m-a surprins pe mine cel mai tare a fost nivelul scăzut de cunoaștere acestui proces de reglementare din partea profesioniștilor. Aici eu nu vorbesc despre oamenii care nu aveau tangențe și nici măcar despre jurnaliștii care acum un an de zile au trebuit să acopere acest subiect. N-aveau de unde să știe. Una dintre problemele care a apărut în legătură sau un semn de întrebare a fost, dar cum e posibil că Agenția Europeană să autorizeze așa peste noapte, atât de rapid, un vaccin? Lucrurile erau prevăzute în legislație și au fost foarte multe alte medicamente care au beneficiat de o aprobare rapidă în ultimii ani. Această cale, sunt două căi, este o cale clasică, să spunem, pentru autorizarea medicamentelor și este o cale, să o numim așa, rapidă. Dar pentru încadrarea pe această cale rapidă, trebuie îndeplinite câteva condiții. Trebuie să ai o nevoie clară, în acest caz, de sănătate publică. Pandemia se încadrează perfect. Este o foarte mare nevoie. Trebuie să ai această nevoie. Apoi trebuie să ai un produs sau mai multe produse care să arate precoce în studii de fază 1, de exemplu, să arate o posibilă valoare pentru a rezolva nevoia respectivă. Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, atunci poate fi activată această cale rapidă. Odată activată nu înseamnă neapărat că rezultatul este previzibil. Ceea ce înseamnă este că odată activată această cale rapidă, din partea Agenției Europene a Medicamentului sunt alocate mai multe resurse, în primul rând umane, dar și financiare, pentru a colabora foarte îndeaproape cu cei care dezvoltă medicamentul, cu cei care fac studiu clinic. Iar această cooperare înseamnă, de fapt, această evaluare a datelor pe măsură ce ele sunt generate în studiu clinic. De aceea a fost posibil ca autorizarea aceasta condiționată în Uniunea Europeană să survină la aproximativ 3 săptămâni de la încheierea de la publicarea analizei pentru studiul de fază 3, când în mod normal acest timp ar fi fost de câteva luni, 4, 5, 6 luni de zile. A fost posibil să comprimăm acest calendar, pentru că la momentul în care a fost publicată analiza studiului de fază 3, analiza finală, foarte multe dintre datele generate de atunci erau deja evaluate de Agenția Europeană și experții aveau deja o concluzie asupra respectivelor date. De aceea spun că acesta ar trebui să fie standardul, de fapt. Dar poate că ar trebui să ne uităm și la FDA, Food and Drug Administration, și FDA s-a mișcat mai repede. Da, pentru că aceste căi de reglementare, ele sigur sunt mai diferit în Statele Unite, în Europa, în Canada, dar desemnează de fapt același lucru. Ai o mare nevoie care trebuie acoperită și ai un produs care, pe baza unor date, nu le numi preliminare, din faze incipiente, promite foarte mult. Și atunci aceasta este calea. Am mai dat exemplul pentru anumite terapii țintite folosite pentru cancerul pulmonar care au beneficiat din plin în urmă cu 10 ani, cu 10 ani de zile. În 2010-2011, medicamentul crizotinib a fost autorizat în acest mod. Dar sigur, nu era o știre de notorietate, cancerul pulmonar nu era și nu este în prim plan, nu este pandemia. Deci puțin oameni au aflat la acel moment despre această cale rapidă. Deci nu-i deloc o afecțiune de neglijat și, cum să zic, da, de aici, de acolo. De mortalitate prin cancer în România, la bărbați, și cred că este a doua la femei. Tocmai, da. Bun, haideți să mai reamintim, iarăși pe scurt, sunt convinsă că cei care ne urmăresc știu deja, dar cred că nu strică. Fazele prin care trece un, iarăși, medicament, vaccin, până la ajunge pe piață. Faza de teste clinice 1. Când se testează ce? 2, 3 și așa mai departe. Sigur, ca să ajungă în faza 1 de studii clinice, trebuie să parcurgă o serie de studii preclinice. Sunt acele teste care au loc în laborator, pe culturi celulare, pe animale de laborator, se creează toate acele modele de eficacitate și de siguranță, pe baza cărora
agențiile de reglementare spun, ok, puteți începe faza 1. Faza 1 include un număr de redus de oameni, de ordinul 10-lor de persoane, iar obiectivul acestui studiu, pe modelul clasic, este de a evalua siguranța produsului respectiv. În faza 2, numărul de persoane crește, dar nu foarte mult, e de ordinul sutelor, dar 100-200, ceva la modul ăsta, și se adaugă obiectivul de a testa eficacitatea pe lângă siguranță. Iar studiile de fază 3 sunt cele care se desfășoară pe un număr de mii sau zeci de mii de persoane și obiectivele acolo, sigur, sunt mult mai bine rafinate, dar urmăresc aceleași lucruri, evaluarea siguranței, în primul rând, și evaluarea eficacității. După ce se termină studiile de fază 3, spuneam că toate aceste date sunt analizate de autoritățile de reglementare și există o fază 4, studiile de fază 4 sau de farmacovigilență, care presupun, de fapt, continuarea observării efectelor respectivului medicament sau vaccin după ce este autorizat și începe să fie folosit de populație, de categorii mari de oameni. Aici suntem noi acum, în această fază 4, dacă ne uităm la vaccinurile AstraZeneca, Pfizer și Moderna. Aceasta ar fi schematic. Sigur că de la caz la caz, faza 1 și faza 2 pot să fie făcute împreună, la fel 2 și 3, atunci când 3 nu are nevoie de atât de mulți participanți. Uneori, iar dau exemplul oncologie, este suficient un studiu de fază 2 cu date extrem de puternice, mai ales dacă vorbim de terapii țintite, pentru a duce chiar către aprobarea unui medicament, dar modelul pe care l-am descris este modelul clasic. Și au fost înscriși, au fost înrolați în aceste studii pentru toate cele 4 vaccinuri suficient de mulți voluntari, ca să nu avem nicio, cum să spună, îngrijorare în ceea ce privește numărul de persoane înrolate, pentru că și de aici apar foarte multe temeri. Au fost foarte puțini oameni înrolați. Ei bine, au fost în faza 3, de exemplu, pentru vaccinul BioNTech, au fost 30.000 de oameni, peste 30.000 de voluntari. Da, ba chiar peste 40, cred că. Peste 40, de fapt, da, dacă mă gândesc. Și 31-32.000, cred, pentru Moderna. Și să mai spunem un lucru, că aceste persoane au fost înrolate în studiile clinice pe parcursul din luna iulie, iar rezultatele au fost publicate în noiembrie. Deci undeva în octombrie e rezonabil să ne gândim că s-a încheiat înrolarea. 4 luni de zile. Noi acum suntem în momentul în care vorbim despre administrarea la zeci de milioane de oameni a acelui vaccin, pe parcursul la 3 luni și ceva, dacă luăm în calcul autorizările de la începutul lunii decembrie din Marea Britanie întâi și apoi din Statele Unite și apoi, sigur, din Europa. Vă dați seama, noi comparăm câteva zeci de mii de persoane dintr-un studiu clinic randomizat. Sigur, aici nu putem să vorbim despre zeci de milioane de persoane într-un studiu clinic randomizat, dar din perspectiva evaluării, de exemplu, a reacțiilor adverse, cred că puterea statistică a datelor din viața reală este extrem de mare. Așa încât acele îngrijorări care mie mi se păreau firești în toamnă și răspundea la absolut orice întrebare, oricum ar fi sunat, despre oricât de mult ar fi sugerat conspirații, cred că acum multe dintre ele, cred că pur și simplu trebuie depășite, că suntem într-o cu totul altă etapă. Da, suntem într-o cu totul altă etapă și iarăși revin la ce spuneam. Paradoxal, lumea este încă în continuare neîncrezătoare, mai ales în această tehnologie de ARN mesager, care este, ce să vezi, foarte nouă, de fapt nici nu e un vaccin, e un ser, de fapt nici nu știu ce nu se întâmplă. Temerea un este... vaccin e o terapie genică? Da, sau e o terapie genică și iarăși în legătură cu acest ARN mesager, una dintre temerile constante pe care o întâlnesc eu în diversele, cum să spun, mesaje, este că acest ARN mesager va ajunge în ADN-ul nostru. Bun, hai să lămurim. Pe care l-am, cred că l-am lămurit, dar sigur putem să vorbim încă o dată. Ideea este așa, nu este vina oamenilor că nu au auzit despre ARN mesager
până când studiile de fază 3 cu vaccinurile Moderna și Pfizer n-au arătat foarte bine acea eficacitate față de infecția simptomatică de 95, respectiv 94%. Și acela a fost momentul iminent în care vaccinurile demonstrau valoare și devenea iminentă utilizarea lor. Și atunci, sigur, am încercat cu toții să explicăm ce se întâmplă. Nu e vina oamenilor că au început să afle despre ARN mesager la acel moment. Sincer, nu cred că aveau foarte multe surse pentru a accesa genul acesta de informație înainte. Dar ceea ce vreau să spun este că au sute de studii cu diverse medicamente începute de ani buni în baze de date oficiale, pe clinical trials. Asta înainte ca să înceapă studiile cu aceste vaccinuri. O să spuneți, ok, dar de ce au reușit să dea rezultate aceste vaccinuri și nu cele care au început în urmă cu 8 sau 10 ani? Din motivele pe care le-am explicat înainte. Pentru că au reușit, fiind această criză de sănătate publică, au reușit să aibă acces mult mai repede la finanțare. Și atunci, având finanțare, având resurse umane, având colaborarea cu autoritățile de reglementare, iată un proces care pentru alte produse durează ani de zile, aici a durat câteva luni de zile. Ca să facem o analogie cu rachetele, la fel s-a petrecut cu programul Apollo. Da. Practic, el a fost anunțat în 61 sau 62 și în 8-9 ani, în 7-8 ani oamenii erau deja pe lună. La fel se întâmplă cu programul rachetelor dezvoltate de SpaceX, unde voința politică, pentru că până la urmă chiar și într-o companie este vorba tot de politică, când sunt oameni puși la un loc, discutăm despre politică, deci dorință strategică foarte bine precizată, foarte clară, cuplată cu resurse financiare importante, duce la rezultate de o manieră rapidă și de o manieră foarte spectaculoasă. Da, despre asta e vorba. Dacă ne uităm la vaccinul Moderna, de fapt în Statele Unite sunt principalul driver, de fapt, al dezvoltării vaccinurilor. Ei au și acel plan, ne place sau nu, de Donald Trump, ok, echipa lui e cea care a gândit acel plan. Investiția guvernului american a fost directă în dezvoltarea vaccinului Moderna. Pfizer, compania americană, a identificat precoce potențialul companiei germane de biotehnologie BioNTech și au intrat în acest parteneriat fără de care BioNTech n-ar fi putut să facă studii clinice. Pentru că nu avea efectiv knowledge-ul, nu avea, cum să spun, tot ceea ce era necesar, ca să nu mai vorbim despre partea de producție. Deci în acest moment în care guvernele au trebuit să reacționeze față de o criză de sănătate publică, a devenit foarte clar, cum să spun, cât de important este să ai un plan. Și da, Statele Unite sunt cele care au împins foarte puternic și beneficiază în acest moment de toată această organizare, rata vaccinării crește foarte tare. În Uniunea Europeană, cum să spun, e mult de discutat despre pandemie și despre Uniunea Europeană, poate o să facem acest lucru astăzi, dar marile noastre probleme vin din faptul că, unu, nu avem companii europene care să producă genul acesta de vaccinuri. O să spuneți că Johnson & Johnson, care e o companie americană, are o unitate de producție și chiar o companie. Janssen, da. Janssen, care e în Belgia. Dar, okay. Dar e o companie micuță, adică e o companiuță, ca să spunem așa. Exact. O să spuneți despre BioNTech, dar fără Pfizer n-ar fi reușit nimic. Exact. Deci, realmente, Uniunea Europeană e o piață de desfacere pentru vaccinuri care, de fapt, se produc în alte părți sau proprietarii acelor vaccinuri sunt din alte zone. Iar, e incredibil că spunem acest lucru despre Uniunea Europeană. Asta e realitatea. Ceea ce este și mai interesant este că această tehnologie de ARN mesager folosită acum pentru vaccinul Pfizer-BioNTech a fost folosită în urmă, sau a început,
Da, a fost folosită începând cu ultimii, nu știu, 15-20 de ani pentru un tratament pentru, împotriva cancerului. A venit criza financiară, compania aceea mică care cerceta această metodă n-a mai putut face față în criză și așa a dispărut acea cercetare pentru cancer. Dar cunoștințele erau acolo, într-adevăr, cum spuneți, și au fost cumva translatate, dar fără ajutorul unei companii mari în spate, cred că nici BioNTech n-ar fi reușit să facă vaccinul. Ar fi fost în situația CureVac, cred. Da. Compania care abia acum, după un an de zile, intră în această procedură de revizuire continuă la Comisia Europeană. Aș face o mică precizare, pentru că principiul este același de utilizare a tehnologiei ARN mesager pentru producția de vaccinul și pentru lupta împotriva cancerului. Un pic, Marius, dacă poți să vorbești mai aproape de microfon, ca să se audă mai tare. Dacă mă auziți ceva mai bine acum. Sau să cred vorbesc da. Mai tare. Ok. Prin ARN-ul mesager se introduce în organism informația genetică necesară pentru a sintetiza proteina spike, acei țepi de pe suprafața virusului SARS-CoV-2. Odată sintetizați, organismul dezvoltă anticorp față de respectiva proteină. Esența este acea proteină. În momentul în care se dezvoltă cancerul, de fapt, noi avem tot niște proteine, dar numai că sunt mai multe. Iar informația genetică pe care trebuie să o introduci prin ARN mesager este mult mai diversificată, de unde și dificultatea de a obține atât de repede un răspuns atât de bun pentru a trata cancerul folosind această tehnologie. De fapt, e nevoie să pui sau să găsești acele secvențe genetice asociate cu sinteza unor proteine asociate cancerului respectiv pentru a genera răspunsul imun. Dar de aceea a fost posibil, am vorbit mai devreme despre precizie, când ai de sintetizat o singură proteină, proteina spike este evident mai simplu decât dacă ai, nu știu, 30 de proteine, toate importante pentru lanțurile din care produc cancerul. Dar probabil că e o chestiune de timp. Că vedeți, deja se vorbește despre cât de ușor poate fi adaptat acest vaccin pe tehnologia ARN mesager ca să acopere și tulpinile noi. Și aici se va crea un model în care probabil și în lupta împotriva cancerului va fi o primă fază de administrare a unui produs bazat pe ARN mesager care să acopere 5 proteine, va mai veni încă unul care mai adaugă 3 și așa mai departe. Apropo de adaptarea acestor vaccinuri pentru noile tulpini, iarăși poate că ar trebui să spunem că nu va fi neobișnuit și nu va fi un semn de slăbiciune, ci dimpotrivă că vom avea vaccinuri, că vor putea fi adaptate atât de rapid pe noile tulpini. Pentru că, de fapt, nu trebuie să reinventezi vaccinul, să-i iei de la capăt. Pur și simplu, pe baza ceea ce ai, adaptezi. Da, tot ceea ce trebuie este ca să existe un singur studiu care să arate că răspunsul imun dezvoltat față de, să spunem, noua versiune a vaccinului este suficient pentru a acoperi și tulpina sau tulpinile noi despre care discutăm. Deci nu va mai fi nevoie de realizarea acelor studii pe zeci de mii de persoane și toată această investiție. Asta este o foarte mare oportunitate, de fapt, pe care o aduce tehnologia nouă, capacitatea de a adapta permanent. Exact. Bun, o să ajungem să vorbim și despre politică și vaccinuri, atâta cât ne pricepem, sigur că da, ca toată lumea la politică și, mă rog, fotbal, nu în seara asta, dar vreau să mai zăbovim puțin aici, pentru că iarăși cred că este interesant la tipurile de vaccinuri. Deci avem aceste vaccinuri ARN mesager, două, Pfizer, BioNTech, Moderna, știm deja. Există AstraZeneca, Oxford, AstraZeneca, un vaccin mai spre clasic, cum am mai tot spus, care folosește adenovirus, da? Atenuat. Vaccinul rusesc produs de Gamaleya, la fel, un adenovirus. Vaccinurile Johnson & Johnson, la fel, va folosi, nu? Adenovirus. Vaccinul chinezesc folosește coronavirus inactivat. Ei, abia aici putem să vorbim despre vaccinul clasic. La vaccinul chinezesc.
pentru că el folosește ceea ce noi clasic știam, și anume izolarea virusului care determină boala în mod normal, inactivarea lui pentru a nu se reproduce în organismul uman și deci pentru a nu produce boala, dar păstrând acele elemente capabile să determine răspunsul imun. Sigur că e o procedură care lasă totuși poarta deschisă pentru apariția simptomelor, chiar ușoare, și chiar pentru apariția bolii. Și avem genul acesta de exemple. Această dezvoltare clasică se bazează pe introducerea virusului în sine, inactivat sau, da, virusul inactivat. Abordările moderne, să spunem, presupun introducerea informației genetice necesare pentru sinteza proteinei de interes, care să stârnească răspunsul imun al organismului. Iar din acest punct de vedere sunt în principiu acum două tehnologii pe care noi le avem. Una este cea bazată pe ARN mesager, despre care am vorbit. Informația este introdusă sub această formă în organism. Și o altă tehnologie se bazează pe adenovirus, care pot să fie de proveniență umană sau non-umană. Sunt virusuri care în general determină răceală. La rândul lor sunt virusuri inactivate, pentru a nu determina nici măcar această răceală, și aceste virusuri sunt modificate introducându-i se informația genetică a proteinei pe care, care este necesară, în acest caz proteina spike, pentru a determina răspunsul imun al organismului. Deci noi, oricum că vorbim despre oricare dintre vaccin, mai puțin cel chinezesc, deci dacă discutăm despre ele, noi vorbim mai mult sau mai puțin despre același principiu, utilizarea informației genetice a SARS-CoV-2 pentru sinteza proteinei spike care să determine un răspuns imun. Și nu a nu virusului în sine. Și atunci, spaima oamenilor, de fapt acum e mai ușor să răspundem spaimelor. Oamenii nu vor ARN mesager, se pot vaccina cu un vaccin bazat pe adenovirus. Nu vor vaccinuri bazate pe informație genetică, le dăm la o parte și așteptăm vaccinul chinezesc, care e clasic. Ei, și aici ajungem la componenta politică. Când va ajunge, când și dacă va ajunge vaccinul chinezesc, de exemplu, aprobat în Uniunea Europeană? Trebuie să precizăm un lucru din start. Ca un vaccin să fie aprobat în Uniunea Europeană, trebuie să fie îndeplinit un prim pas, și anume ca cineva să solicite acest lucru, cineva care are proprietate intelectuală a acelui produs sau un acord cu deținătorul produsului respectiv. Așa cum a fost, de exemplu, în cazul Pfizer-BioNTech? Da, sigur. Pfizer-BioNTech, Moderna, e o aplicație care se face. Vaccinul rusesc, care este acum în rolling review la Agenția Europeană a Medicamentului, a depus această autorizare printr-o companie germană. Adică cel produs de Gamaleya, de exemplu, da? Sputnicul. Exact. Da, Sputnik 5. Sputnik 5. Exact. Da, ar trebui să precizăm că sunt probleme legate de eficacitatea Sinovacului, vaccinul chinezesc despre care discutăm. Stai că ajungem la Sinovac, să le luăm pe rând. Pentru că, da, discutam de aprobare, iar aprobarea depinde până la urmă de eficacitate, iar studiile din Brazilia au răcorit mult entuziasmele inițiale și mai multe țări au oprit planurile de a... Aici aș avea două comentarii. Aplicare imunizările cu Sinovac. Aș avea două comentarii aici. Noi fiind acum într-o situație excepțională, criza de sănătate publică, autorizarea vaccinurilor se face dacă sunt îndeplinite criteriile de siguranță, de calitate și de eficacitate, peste un prag de 50% stabilit și de FDA și de Agenția Europeană a Medicamentului. Dacă nu eram într-o astfel de situație, era foarte complicat pentru un vaccin care are asigură protecție 50 sau 60% să mai intre pe piață atunci când ai unul care era 95%. Dar, sigur, noi acum suntem într-o cu totul altă discuție, dar această discuție se va pune probabil în 2 ani de zile de acum încolo. Al doilea comentariu este că vaccinul chinezesc despre care vorbim
în Brazilia e de așteptat să aibă eficacitate scăzută, pentru că în Brazilia este dominantă tulpina care are acea mutație E44K, care de fapt scade, face ca efectul vaccinului să fie mult mai mic. Iar vaccinul respectiv, ca și de altfel și Pfizer și Moderna, au fost dezvoltate într-o perioadă în care aceste tulpini nu circulau. Deci au fost dezvoltate într-o perioadă în care avem, să spunem, tulpina clasică și rezultatele trebuie privite în acel context. Vaccinurile care au fost dezvoltate acum, în ultima perioadă, Johnson & Johnson are date inclusiv referitoare la tulpinile acestea, mai ales Africa de Sud, și la fel vaccinul Novavax are date și la fel vaccinul AstraZeneca. Deci, revenind la discuția legată de aprobare, există această procedură centralizată la nivelul Comisiei Europene. Mai există o procedură pe calea națională. Și aici cred că intrăm în discuția de politică și geopolitică. În sensul în care deținătorul unui medicament poate să decidă să aplice pentru ca medicamentul respectiv să fie înregistrat în fiecare stat membru. Iar decizia este la nivelul agenției europene, agenției locale a medicamentului și la nivelul guvernului din țara respectivă. Și ceea ce am văzut în Ungaria, unde guvernul a spus că dacă vaccinul chinezesc Sinovac, dacă i-a administrat la 1 milion de persoane, sigur, dacă îndeplinește și alte date de siguranță, e absolut în regulă ca să fie aprobat în Ungaria. Genul acesta de situație, dacă se întâmplă într-un singur stat membru, nu pune probleme. Probleme sunt în momentul în care mai multe state membre acționează în același fel și vedem cât de mare este influența guvernului, o influență care nu are în spate elemente științifice puternice în aprobarea unui vaccin. Deși justificarea guvernului ungar a fost, lipsa de vaccinuri, nu? Pe care companiile care s-au angajat să le trimită în Uniunea Europeană da, există. Asta a fost justificarea, să spunem, politică mai degrabă. Comisia Europeană nu reușește să ne dea suficiente doze, noi trebuie să ne uităm către alte piețe și să încercăm cumva autorizarea. Dar procesul de autorizare la nivelul agențiilor naționale nu are cum să fie atât de riguros, poate dacă exclude, nu știu, poate Germania, poate Franța să aibă o procedură cât de cât. Riscul este în momentul în care sunt mai multe țări care ajung să autorizeze un anumit medicament, pentru că în acel moment se declanșează automat procedura de autorizare la nivelul întregii Uniuni Europene. Trebuie să fie 6 țări, spuneați dumneavoastră. 6 state, sigur. 6 state membre. La nivelul Agenției Europene a Medicamentului. Așa se explică de ce Comisia Europeană, Agenția Europeană a Medicamentului, văzând că nu doar Ungaria, dar și Cehia, cred, și Polonia, Polonia încep să discute despre vaccinul Sputnik 5 și despre autorizarea lor la nivel național. Și au dat seama că e mai bine să încerci o reglementare la nivel central, asigurându-se că trece prin toate aceste filtre în care personal am încredere ale Agenției Europene a Medicamentului, decât să fim în situația în care vom avea într-o bună zi un vaccin autorizat pentru că a fost autorizat în mai multe țări, având, ok, niște rațiuni mai puțin științifice. Dar acum sigur că pun și o întrebare naivă. Oare guvernul unei țări ar lăsa pe piață un vaccin, da? Care n-ar fi sigur? În primul rând sigur. Și eficient, dar în primul rând sigur. Acum sunt date despre vaccinul Sputnik 5 care confirmă profilul de siguranță și sigur, administrarea la un număr de milioane de persoane, la fel, această administrare vine și confirmă ceea ce spun. Adică nu cred că aici ar fi neapărat problema, că ar fi lăsat pe piață un medicament, un vaccin care n-ar fi sigur.
cred că discuția este legată de cadrul mai larg de reglementare la nivel european. Pandemia a obligat Comisia Europeană nu doar să se uite cu atenție, dar să se implice într-un domeniu unde, sincer, competența era extrem de limitată în urmă cu un an de zile. Dacă deschideam orice subiect în urmă cu 2 ani, orice subiect puțin diferit de combaterea fumatului, de exemplu, care e reglementat printr-o directivă. Dar dacă discutam, uite, de exemplu, despre tema cancerului, experiență personală, în urmă cu 3 ani de zile la nivelul Comisiei Europene, funcționarii de acolo ne spuneau, a, nu, nu, e ceva ce ține de fiecare stat membru. Deci trebuie să vă ocupați. Acesta este reflexul birocrației de la Bruxelles la începutul pandemiei. Și dacă vă amintiți, acea știre cu avionul cu ajutare umanitară venit din China în Italia, într-un moment de vârf al crizei din Lombardia, asociat cu lipsa de reacție a instituțiilor europene, cred că noi avem un tablou destul de clar și trist, și o spun ca pro-european. Comisia Europeană, și poate discutăm și despre acest lucru, a acționat și continuă să acționeze, cum să spun, pare că nu are un plan cu pandemia. Pare că lasă, cum ne spuneau toți funcționarii de la Bruxelles, fiecare stat să se descurce așa cum știe mai bine. Păi, ar trebui totuși să povestim că Uniunea Europeană este departe de a fi un stat centralizat. Nu suntem un stat federal, suntem o uniune de state și atunci, de fapt, puterile Comisiei Europene sunt tăiate tocmai de statele membre care nu sunt de acord să se supună sau să comită niște resurse. De fapt, aici este problema și o vedem în foarte multe situații în care decizii importante sunt blocate pentru că un stat sau două refuză să participe la acel mecanism. Exact, numai că aici suntem într-o situație cu totul nouă, și anume pandemia. Am făcut mult anul trecut comparația cu pandemia de gripă spaniolă. Și atunci sigur că au fost 4 valuri, mai mici sau mai mari, dar totul s-a terminat în primul rând pentru că erau evident mai puțini oameni și în al doilea rând, dar de fapt e cel mai important motiv, circulația oamenilor nu era atât de intensă ca acum. Iar noi știm că una dintre valorile Uniunii Europene și unul dintre principii este libera circulație a persoanelor. Ori noi ceea ce constatăm în momentul în care crește numărul de cazuri într-o țară este tentația de a opri libera circulație a persoanelor. Asta este problema. Și inclusiv în contextul discuției despre vaccinuri. Ideea aceasta că vor exista pașapoarte sau cum se adeverințe digitale care să ateste vaccinarea, de fapt nu cred că vine să rezolve cu adevărat o problemă, ci e parte din același mecanism de gândire care spune fiecare stat membru să se descurce. Grecia are 25% din PIB din turism. Directorul de cu turismul, păi haide să vedem ce soluție poate identifica Grecia. Ori eu cred că nu asta e soluția de urmată lupta împotriva pandemiei. Eu cred că avem nevoie pur și simplu de standarde și o să dau un exemplu în care Comisia a acționat foarte bine. De acelea standard pentru toate statele membre. În mod normal, și acesta este exemplul, rolul Comisiei Europene în relație cu piața farmaceutică și cu medicamentele se termina în momentul aprobării. Acum Comisia a mers mai departe și a negociat în numele statelor membre achiziția de vaccinuri. Este fără precedent și iarăși eu sper ca acesta să rămână ca o bună practică. E fără precedent ca cetățenii din toate statele membre să aibă acces la o super inovație cum sunt aceste vaccinuri, în aceea zi, în același moment și în aceeași cantitate, sigur, păstrând proporțiile. Aici Comisia Europeană a acționat foarte, foarte bine, din punctul meu de vedere. Dar aici, oare nu cumva suntem în pericolul de a, cum să spun, mări inegalitățile, decalajele dintre țări?
Da, decalajele se vor mări în momentul în care, sigur, la presiunea statelor, Comisia Europeană a trebuit să accepte ca unele țări să-și facă achiziții pe cont propriu. Și aici devine importantă apartenența noastră la Uniunea Europeană și exemplul pe care l-ați dat la început cu Republica Moldova, am în minte și Serbia și Ucraina, despre cât de complicat este să aibă acces la vaccin. Noi, prin apartenența la Uniunea Europeană, ne-am asigurat că am avut și avem acces la un număr de doze. Asta e o certitudine. Asta e în mod clar o certitudine. Însă în momentul în care state puternice vor achiziționa suplimentar doze și, sigur, dorința de vaccinare a cetățenilor va fi ridicată, da, la acel moment vom constata un decalaj între statele membre. Iar mecanismul acesta COVAX nu cred că va reuși să... Cred că mecanismul COVAX eu cred că exclude Uniunea Europeană. Cred că se referă la statele... Da, da, la statele, mă rog, mai sărace, să spunem, fără putere financiară, dar mă gândeam așa că comparativ nu va reuși să balanceze situația global vorbind, adică Uniunea Europeană pentru statele ei, COVAX pentru celelalte state, tot vor exista aceste decalaje. Poate că nici nu există o soluție universal valabilă. Cred că nu și am văzut deja relatări despre, n-am în minte acum procentele, dar oricum era impresionant să vezi cât de puține țări au de fapt, nu știu, cred că 80% din total vaccinuri administrate. Și sigur că sunt aceste inegalități. Aș mai face un comentariu tot legat de Comisia Europeană și de Moldova, de Serbia. Sunt țări care sunt pe traseul de aderare. Unele mai avansate, altele mai puțin avansate. Eu cred că și pentru ele trebuie identificat un mecanism european. Adică nu putem să le lăsăm, nu? Pentru că altfel am văzut, de altfel și în Serbia, cred, tot așa în prima fază când era criza de echipamente, am văzut donații din partea Rusiei de echipamente, tocmai ca un gest în situația în care, nu știu, Serbia, dacă mi-amintesc bine, solicitase sprijin de la Bruxelles. Sper că mi-amintesc bine, în primăvara anului trecut. Da. Pentru că avem întrebări deja, haideți să luăm și niște întrebări și după aia ne întoarcem la alte puncte ale discuției. Neapărat trebuie să vorbim puțin totuși ce găuri, ce bube, ce lipsuri a scos la iveală această pandemie de coronavirus în ceea ce ne privește ca Uniune Europeană și ca, vorba aia, legislativ european. Iată, de exemplu, sunt întrebări legate de influența vaccinului în legătură cu cancer la vezica urinară. Mă rog, Marinoiu Julieta s-a vaccinat cu Pfizer, urmează rapelul, este suspectă de cancer la vezica urinară și așteaptă rezultatul biopsiei. Are vreo interferență negativă cu vaccinul? Nu există o contraindicație. Doar în situația în care există un tratament activ, mai ales chimioterapie, dar nu este o contraindicație, o precauție. Deci situația este în regulă. Are vreo contraindicație vaccinul în cazul în care cineva ia antibiotice? Nu. Nu. Bun. Vasile Pop ne scrie că s-a vaccinat cu AstraZeneca și dânsul și soția dânsului, 45, 46 și respectiv 45 de ani. Dânsul a reacționat mai ușor, soția a avut 3 zile cu stări de febră și dureri de cap. Intenționează să-și vaccineze și mama, 78 de ani, dar la Jimbolia nu au decât AstraZeneca. Sunt fundamentate reticențele mele privind vaccinarea mamei cu acest vaccin? E o întrebare dificilă pentru un om care susține campania de vaccinare și care e obișnuit să se uite la date. Reacțiile e normal să fie diferite și probabil că ceea ce noi vom vedea începând anul acesta
va fi o înțelegere mult mai bună a modului în care fiecare persoană reacționează față de infecția cu SARS-CoV-2 și modul în care reacționează față de vaccin. Și sunt deja multe proiecte în derulare care presupun secvențierea genomului persoanelor infectate pentru a înțelege, de exemplu, de ce într-o familie, nu știu, soțul face o formă gravă și soția nici măcar nu e pozitivă. Așadar, cred că aici o să vedem niște beneficii ale medicinii genomice și personalizate. Așa, se califică pe faza 2 de vaccinare și din punctul meu de vedere eu aș recomanda unul din celelalte două vaccinuri. Dar e pur și simplu opinia mea. Dacă există posibilitatea, în unele locuri nu se poate alege. Sigur. Sigur. Da. Bun, o întrebare de pe rețeaua de solidaritate. Cum vor fi conciliați pacienții în privința vaccinurilor adaptate la diverse tulpine? Ce vor face cei ce au fost deja vaccinați, care nu vor fi protejați la mutațiile viitoare? Da, întrebarea este foarte, foarte bună și în acest moment, de fapt, noi nu știm să răspundem. Pentru că, de exemplu, ok, am văzut datele de laborator care arată că vaccinurile Pfizer Moderna ar proteja față de tulpina B117 sau B1351. Sunt niște date. Cred că ne va fi mai clar în momentul în care, și sper să fie puține astfel de cazuri, în care vom constata că persoane vaccinate sunt pozitive, fac boală. Sper să fie puține astfel de cazuri. Acela va fi un moment în care ne vom întreba ce e de făcut și cred că acela este momentul în care se va pune în discuție administrarea celei de-a treia doze. Asta dacă nu cumva, nu vor apărea. Ne așteptăm să existe protecție. Noi avem date acum pentru 7-8 de zile, dar cred că protecția va fi mai mare dacă vorbim întinsă mai mult în timp, dacă vorbim de tulpina clasică. Probabil că în acest interval de timp vom avea deja cea a treia doză, să numim așa, și va începe o campanie de administrare a ei la cei care se vor califica sau poate își doresc. Cred că e puțin cam de vreme să vorbim exact cum se va întâmpla practic. Da, în orice caz, nu va fi ușor pentru că, cum să spun, poți face vaccinul astăzi, dar poți fi deja infectat și fără simptome. Și nu știi că ești infectat. Prin urmare, nu știm dacă vaccinul nu este, adică vaccinul clar că nu are cum să fie eficient din moment ce tu atunci când faci vaccinul ești deja infectat. Oricum, noi trebuie să ne uităm la două lucruri când vorbim despre vaccinare. Cel mai important lucru acum este să vedem beneficiul la nivel individual. Iar beneficiul la nivel individual, uităm ușor. Dar în urmă cu un an de zile, noi vedeam ce se întâmpla în Lombardia. Și ideea că fiecare dintre noi putea să ajungă într-o secție de ATI era imaginea de care cu toții ne temeam. Având acum vaccinurile, acea probabilitate e aproape zero, ca să nu zic că e chiar zero. La, sigur, cu administrarea conform prospectului și la 2 săptămâni de la a doua doză. Deci acesta este un beneficiu incredibil al oricăruia dintre cele 3 vaccinuri despre care noi vorbim acum. Și eu cred că așa trebuie privite lucrurile. Avem ceva în plus față de cea mai mare spaimă pe care o aveam în urmă cu un an. Ăsta este un lucru. Apoi, dar e un lucru pe care noi nu putem controla individual, va ține următorul aspect de cât de mulți oameni vor fi vaccinați pentru a putea să constatăm la acel moment, pe de-o parte sigur, în ce măsură și cât și vedem în Israel că scade numărul de spitalizări, scade numărul de decese în grupurile care s-au vaccinat mai mult, dar foarte important este să vedem în ce măsură vaccinarea influențează transmiterea virusului. Acela va fi un punct în care noi vom constata sau nu
că există imunitatea de grup sau nu și la ce nivel și așa mai departe. Acela aici va deveni un punct foarte important în perspectiva strategiilor de sănătate publică. Aici vreau să mă opresc puțin la acest lucru. Da, într-adevăr, invocăm exemplul Israelului. Acolo dar acolo vaccinarea a coincis sau s-a suprapus peste lockdown, deci peste măsuri restrictive. Lumea nu s-a întâlnit, nu s-a mișcat, mobilitatea a fost aproape zero. Prin urmare, totuși, ar trebui să vedem eficacitatea acestor vaccinuri în viața reală, în condițiile în care noi totuși ar trebui să trăim cât de cât mai aproape de normal. Ei, aici noi vorbim de fapt despre mai multe paliere. Am vorbit despre beneficiul la nivel individual, am vorbit despre beneficiul vaccinării care s-ar putea constata la un moment dat, doar prin vaccinare, s-ar putea să constatăm că ok, transmiterea scade, vor mai fi cazuri, nu așa de multe, și ceea ce se numește o strategie la nivel național, pe care noi am văzut-o în China și acum o vedem în Israel. Această strategie se numește Zero COVID. Zero COVID. China a aplicat-o în Wuhan, a izolat zona, a testat tot ce putea să testeze, a sterilizat practic. Da? Noi acum vedem știri că apare cât un caz, la fel în Noua Zeelandă, apare cât un caz și e lockdown 2 săptămâni. Pentru că e genul de intervenție pentru zero COVID. Persoanele care vin din exterior sunt testate, există carantină și așa mai departe. Asta își propune Israelul, punând în plus componenta de vaccinare lângă lockdown. Dacă ne întrebăm care e strategia în Uniunea Europeană, hai să ne întrebăm care e strategia. În acest egal, nu? Și avem o conduită diferită din perspectiva măsurilor, da? De tip lockdown, am văzut în Germania, în Belgia și alte tipuri de măsuri. Și atunci întrebarea mea este, care e strategia? Care e planul? E zero COVID? E 100 COVID? E 1000 COVID? Lucrurile s-ar putea să sune, cum să spun, abstract și teoretic. Dar eu cred că așa trebuie să punem, cum să spun, să avem discuția. Mie mi-a fost foarte clar că în primul val al pandemiei, strategia noastră în România a fost zero COVID. De aceea măsurile au fost foarte stricte, impuse foarte repede. Asta a fost strategia. Care pare că nu mai e acum aceeași. Adică nu ne mai propunem zero COVID, oricum ne dorim să scăpăm de COVID, nu? Da, întrebarea e cum se va întâmpla acest lucru. Asta e întrebarea, cum se va întâmpla acest lucru? Pentru că, iată, vorbiți de China, care e lockdown imediat, da? Vorbim, care este, mă rog, nu este cea mai profundă democrație, să spunem. Dar, pe de altă parte, sunt țări care democratice, da? Cum este Israelul, adică nu e un regim totalitar, care a aplicat măsuri de lockdown foarte restrictive. Noua Zeelandă, iar nu putem spune că acolo e un regim totalitar și cu toate astea aplică aceste măsuri. De ce nu le putem aplica și noi? Întreb. Știi cineva să răspundă? Puteți să folosiți chat-ul. Poate cei da, care da. Vă răspund eu. Că nu suntem nici în situația Israelului, nici a Noii Zeelande. Atât Israelul, cât și mai ales Noua Zeelandă, sunt mai mult sau mai puțin izolate, sunt niște teritorii izolate. Israelul este un teritoriu continental, dar atenție, este înconjurat, practic, de o mare arabă, cu care nu are foarte multe contacte directe. Exact. Ca să nu mai spunem de Noua Zeelandă, care este o insulă foarte, foarte îndepărtată și atunci este foarte ușor să controlezi accesul și intrarea unor oameni potențial infectați. Mai mult de atât, atât Israelul cât și Noua Zeelandă sunt niște țări cu o populație mică. Amândouă au undeva la, nu știu, 7, 8, maximum 10 milioane de oameni. Deci este relativ ușor să oprești printr-un lockdown, mai mult sau mai puțin scurt, să oprești transmiterea virusului și să controlezi foarte bine granițele, astfel încât să reduci probabilitatea de infectare. Dar alta este situația într-o uniune de țări, cum este Uniunea Europeană, unde avem, nu știu, 500 de milioane de oameni aproximativ, sau în Statele Unite, unde e aceeași situație.
dintr-un punct de vedere, unde sunt vreo 300 sau 400 de milioane de oameni, unde au state semi-autonome, unde la rândul lor, în cadrul fiecărui stat, există acele counties-uri, județe, să le spunem, din nou semi-autonome, fiecare cu politica lui și fără o posibilitate de a impune o politică centralizată. China este o dictatură. Acolo este foarte simplu să carantinezi 20, 30, 50 de milioane de oameni, să scoți armata, să-i închizi pe toți într-un lagăr. Nu poți face același lucru în Statele Unite, nu poți face același lucru în Europa. Ăsta este răspunsul. Dar poți să, cum să spun, poți să controlezi accesul sau granițele statelor din Uniunea Europeană prin vaccinare și prin testare, dacă nu vrei să aplici lockdown. Adică, totuși, sunt niște situații care justifică, care ar putea justifica dacă vrem zero COVID sau putem să vrem altceva? Poate... Nu este fezabilă. Din păcate, nu este fezabilă o strategie zero COVID, mai ales în momentul de față. Deci nu asta, este asta vreau să zic și eu. Este sustenabilă din punct de vedere politic, pentru că, până la urmă, orice măsură, oricât de bună și de justificată ar fi ea, nu poate să fie pusă în practică dacă populația se opune. Vedem cum o măsură de bun simț și cu costuri infime, atât personale, ca să nu mai spun de financiare, purtatul măștilor și o soluție extraordinar de eficace, este respinsă de o bună parte din populație. Dar este, cum să zic, încurajată prin practicare de reprezentanții ai clasei politice. Și atunci, cum să spun, poate că cauza acestei situații nu e chiar la noi sau numai la noi. Întotdeauna, clasa politică, într-o democrație, clasa politică reflectă nu populația. Iar într-o populație din 100 de oameni, o să ai un număr de oameni cu minte în cap și o să ai și o porțiune de oameni fără minte în cap. La Sunt fel și în clasa tine. Politică vei avea niște reprezentanțe într-un fel și niște reprezentanțe în felul celălalt. Sunt de acord cu tine, doar că există niște legi, niște reguli pe care unii le respectă, alții nu le respectă. Aici de ce? Adică nu e dubla măsură? Da, în teorie da, dar în practică este foarte greu să impui o regulă atâta vreme cât un număr semnificativ dintre oameni se opun acelei reguli. Este chiar și contraproductiv. Ce poți să faci? Să pui armata pe străzi pentru Nu, să dai amenzi pentru nepurtarea măștii, pentru că există niște prevederi care spun că trebuie să porți mască și... Așa este și într-o anumită măsură se dau. Iată, în urmă cu două zile au fost amendați o serie întreagă de episcopi, protopopi, cine ar fi crezut în urmă cu un an că niște înalte fețe bisericești ar putea să fie amendate pentru că se consideră mai presus de muritorii de rând. Iată că în momentul de față au fost amendați pentru participarea la un eveniment privat. Da, în fine, cred că n-ar trebui totuși să ne minunăm atunci când se aplică niște reguli și niște legi. Da, în fine, asta e o altă discuție. Să dau un exemplu. Da. Că nu vreau să trecem ușor pe lângă lucrurile foarte bune pe care le-a adus pandemia. Iar unul dintre lucrurile foarte bune este o economie de câteva sute de milioane de euro de care noi nici nu suntem conștienți. La nivelul PIB-ului României, în ultimele 4 luni de zile, prin faptul că nu am avut gripă. Nu am avut. Dar, în schimb, am avut COVID. Iar eu vreau să vă spun următorul lucru. De ce ar fi acceptabil pentru noi să ne întoarcem la realitatea de acum 2-3 ani de zile, în care aveam mii de oameni care murau de gripă, în fiecare lună de iarnă și zeci de mii de oameni care făceau complicații, când noi știm că e atât de simplu să prevenim lucrul ăsta, purtând masca, spălându-ne pe mâini și evitând aglomerațiile. Și vaccinând, și vaccinând populațiile absolut. În grad mare de risc. Suntem acum în punctul în care, sigur, care nu se petrecea. Foarte bine ai spus. Deci noi suntem în punctul în care avem o campanie de vaccinare antigripală mizerabilă. Deci ca niciodată. Odată că n-a început la timp. După aia am avut 3 milioane de doze.
au vrut să le administreze cu orice preț. Campania a fost dezastruoasă. Sunt vreo 2 milioane de doze nefolosite, vor fi aruncate. Deci dacă acum 5 ani de zile un guvern se comporta în acest fel pe o campanie de vaccinare antigripală, era, cum să spun, ar fi fost scandal mondial. Acum nu se întâmplă pentru că practic nu avem nevoie de această campanie de vaccinare antigripală. Pentru că am avut aceste măsuri de foarte mult bun simț, care au fost respectate de un număr important de oameni. Adică eu asta vreau să spun, cât de ușor este de fapt să faci economii, că vorbim despre valoarea intervențiilor în sănătate și că sănătatea e o investiție. Da, putem să investim timp de 3 luni de ani, pe an în niște măști, să luăm niște măsuri de genul ăsta de distanțare și uite câte vieți salvăm și câți bani economisim. Adică să ajungem să purtăm masca așa că ne dăm seama că ne face bine când toată lumea, mă rog, exagerez. Masca este botnița și masca este simbolul opresiunii? Nu mă mai pricep la simbolism. Deci, păi după ce am trecut cu bine de examenul de bacalaureat, m-am îndepărtat de zona asta. Dar cred că acum trebuie să apăsăm puțin pe pedala asta. Cred că trebuie să ieșim din zona simbolurilor și din zona discursului politic. Și să sunt pline de simboluri discursurile politice din ultimul timp. Trebuie să ne uităm puțin la știință, de fapt. Sigur că România nu ne ajută. Sunt instituții care au primit foarte mulți bani anul trecut și care n-au livrat nimic. Institute finanțate și care nu au avut contribuție zero în pandemie. Apropo de asta, vă întreb puțin. Să fi produs Institutul Cantacuzino vaccin anti-COVID, iau cazul cel mai ideal posibil, da? Poate că e o utopie ce întreb. Ar fi fost altul nivelul de încredere în vaccinarea anticovid în România? Cu siguranță conta. Oricum, brandul Institutul Cantacuzino este foarte puternic și foarte puternic asociat cu ideea de cercetare și de vaccinuri pentru o masă mare din populație. Adică este sau a fost asociat? Este în continuare. Sigur că nu mai e la nivelul pe care l-avea în urmă cu, nu știu, 15 ani sau 20 de ani. Dar în continuare e o referință. Acum, ca să ducem discuția la tema zilei de astăzi, la geopolitică, investițiile care au avut loc în anii 2000 la Institutul Cantacuzino, în toate acele unități de producție vaccinuri și tot ceea ce s-a întâmplat acolo, a fost cu scopul ca Institutul Cantacuzino să fie hub-ul regional de producție vaccinuri în contextul unei pandemii sau în contextul unei epidemii. Acolo s-au făcut investiții în urmă cu 15 ani cu acest scop și cu această destinație. Exact. Care în urmă cu 5 ani încă unitatea aceea încă exista. Era, e adevărat, pe stand-by. E dramatic. Adică mie, asta mi se pare o chestiune într-adevăr critică. Da. Avem o întrebare de la Maria Corina Alexa Chiroiu. Cum credeți că se poate ridica nivelul de încredere în vaccinuri la nivelul populației din România? Partea bună e că nivelul de încredere a crescut față de ce aveam în toamnă, când erau multe lucruri necunoscute. Acum a crescut. Unde este îngrijorarea mea este că pare că ne apropiem de un platou al încrederii în vaccin. Sper să nu mă înșel. Această încredere în vaccin, această creștere a încrederii în vaccin nu poate să nu fie legată de prezența în spațiu public în noiembrie, în decembrie, parțial în ianuarie, a unui număr foarte mare de medici care fiecare din perspectiva lui a explicat acest subiect. Și din acest punct de vedere, cred că modul în care a fost gândită prima fază a campaniei de comunicare a avut foarte mult sens. Un lucru critic despre care
s-a vorbit și se vorbește puțin în spațiu public, este că medicii nu sunt percepuți ca niște oameni de știință. Iar scopul în această primă fază a campaniei a fost de a poziționa medicii drept oameni de știință. Adică nu doar niște medici. Părerea mea este că a reușit în câteva cazuri și percepția publică asupra câtorva oameni din spațiul public și care sunt și medici aduce și componenta aceasta de știință. Devine, sau la acel moment era critic, era extrem de important să explici acest lucru. În continuare va fi din ce în ce mai important ca să existe și alți medici și alte figuri care să explice pas cu pas ceea ce se va întâmpla cu vaccinarea. Vedeți, deja nu mai e o știre că mâine Agenția Europeană va autoriza influencer să-i numesc. Cred că în continuare componenta asta medicală, dar nu medicalizată a comunicării, cred că trebuie să domine. Pe termen lung, soluția ar fi educația, spune Vasile Pop. Pe termen scurt, mă rog, nu știm. Da, eu aș mai spune un lucru și chiar cred că trebuie să începem. Că altfel termenul lung devine și mai lung, și mai lung, și mai lung. De aceea mă bucur că ne-a scris acest mesaj și se leagă foarte bine de ceea ce am spus înainte. Am văzut multe aberații, trebuie să fim foarte sinceri, spuse de medici în această perioadă. Eu personal am fost invitat de câteva ori să discut pro și contra în legătură cu vaccinarea alături de alți medici. Și sigur că replica mea tot timpul este că nu există un pro și contra. Nu există. Nu există pro și contra. Dar... Da. Apropo de accesul cât mai echitabil, mă rog, la vaccinuri și la vaccinare, tot de pe rețeaua de solidaritate o întrebare. Ar putea fi renunțarea companiilor la proprietatea intelectuală și transferul de infrastructură / know-how spre alte țări în curs de dezvoltare soluții pentru a stimula producția de vaccinuri și pentru a face posibilă și vaccinarea masivă în țări defavorizate? Pentru că nu este eficientă și nici suficientă vaccinarea în masă doar în emisfera nordică. Da, corect. Trebuie asigurată o acoperire cu vaccinuri a tuturor celor care își doresc să se vaccineze. Și oamenilor trebuie să li se explice beneficiile. Și e clar că e o provocare din perspectiva aceasta capacităților de produs. Și da, e nevoie de parteneriate, dar am vorbit puțin despre modul în care unele guverne s-au implicat deja, sau Comisia Europeană s-a implicat. Cred că și în alte state genul acesta de discuție ar trebui să aibă sens. Acum, siguranță nu e ușor să... Dacă ești un stat mic sau un stat slab, e complicat să negociezi cu o mare corporație. Dar aici poate să ajute Organizația Mondială a Sănătății sau Organizația Națiunilor Unite, ar putea să contribuie. M-aș mai întoarce puțin și la ce spuneați puțin mai devreme, că, sigur, companii mici precum... mici, relativ mici, în fine, precum BioNTech, fără sprijinul companiei mari, da? Pfizer, n-ar fi reușit să facă acest vaccin. Prin urmare, și extind puțin, cum să spun, raționamentul, prin urmare, doar acele, sau, cum să spun, companiile mari care vor fi interesate să investească în așa ceva, vor defini cumva harta, să spunem, da? Geopolitica, că despre asta vorbim. România este o țară care teoretic ar fi putut produce, nu mai produce vaccinuri. Nu avem nicio companie mare în România și niciuna care să vină aici să zică, ok, voi aveți know-how, hai să vă ajut. Deci, rămânem cumva cum? Suntem în afara exact. Da, suntem în afara jocului și așa vom rămâne. Modul acesta de... Pfizer n-a descoperit acest model de parteneriat cu BioNTech acum. E genul de colaborare pe care marile corporații, pharma, îl fac cu mici entități sau mai mari entități de biotehnologie de ani buni. Adică terapiile genice, de exemplu, sau terapiile celulare, unele dintre ele,
au fost dezvoltate sau inițiate de companii de tip BioNTech și apoi, la un moment dat, au intrat corporații mai mari și au ajutat la dezvoltarea lor, la punerea pe piață, la marketare și așa mai departe. Acum, sigur, ne putem gândi de ce nu ar apărea noi așa o companie de biotech de acest tip în România. Nu are cum, pentru că noi nu avem un mediu potrivit pentru, în general, pentru inovație și cu atât mai mult pentru biotehnologie. În urmă cu câțiva ani am avut șansa să intru puțin în detaliile modelului din Irlanda de biotehnologie, care a avut mai multe componente, de fapt. Și în centrul dezvoltării ecosistemului de biotehnologie din Irlanda stă componenta de educație. Și au dat seama că pentru a atrage investiții din partea marilor corporații, și Irlanda e unul dintre cele mai mari hub-uri farma din, și oricum de inovație din Europa în acest moment, ca să poată atrage investiții, sigur au dat facilități fiscale, nu e absolut nicio discuție, dar și-au dat seama că trebuie să genereze la nivel local suficientă resursă umană, diversă și capabilă să lucreze în entitățile respective și am vizitat în urmă cu câțiva ani un centru de training pentru biotehnologie din Irlanda. Practic e o fabrică de medicamente biotehnologice, cum sunt și vaccinurile, dar care era folosită numai în scop didactic. Numai în scop didactic. Veneau acolo, așa merg și noi, echipe interesate de subiect, practic din toată lumea. Erau serii și așa se întâmplau lucrurile. O investiție de 10 de milioane de euro, dar care a adus în Irlanda miliarde de euro investiții în fiecare an. Ce vreau să spun este că avem acest brand, așa cum este el, Institutul Cantacuzino, putem să venim cu ceva tehnologie, dar cum facem cu resursa umană, cum facem cu restul mediului? Adică asta este o mare problemă, pentru că de la Cantacuzino foarte mulți specialiști pare că au plecat. Da, o luna fără alta nu se poate. Adică nu putem să ne gândim doar la acorda facilități fiscale unei companii care vrea să investească, nu putem să ne gândim doar ca autorități locale să le punem la dispoziție un teren, dacă nu ne asigurăm, de exemplu, din zona de universități, că avem o curriculă adaptată încă din anul întâi, care să stârnească nu studentului curiozitatea pentru zona de biotehnologie, apoi să ai programe dedicate de cercetare, de masterat, studii doctorale în zona asta. Adică e un întreg mecanism. Nu e întâmplător că BioNTech se dezvoltă în Germania și nu în altă țară. E complicat, de aceea dacă cu cât venim în zona de est a Europei, de fapt vedem operațiuni de sales și marketing în relație cu produsele farmaceutice de top. Nu vedem cercetare nici atât și nici unități de producție. Apropo de BioNTech, în primul rând nu este o companie mică. Este o companie care valorează vreo 20, poate chiar 30 de miliarde de dolari. Nu cred că avem vreo companie în România de o astfel de valoare. BioNTech, în momentul în care a dezvoltat vaccinul, în esență vaccinul a fost proiectat într-un weekend, pentru că ei deja aveau tehnologia. Iar dezvoltarea efectivă s-a făcut foarte rapid, în câteva săptămâni. Au pus la muncă, dintr-o dată, 500 de oameni. Și n-au rămas fără alți oameni care să lucreze la restul proiectelor. Nu cred că există în toată România 500 de oameni de competența celor de la BioNTech care să poată să lucreze în astfel de proiect. În toate institutele de biotehnologie din România nu cred că sunt 500 de cercetători de acest nivel. Bun. Acum, mai este o problemă. Motivul pentru care BioNTech nu a putut să vină să vândă, să producă acel vaccin, este că ea este o companie de design, de proiectare, nu este o companie de fabricație. De aceea a fost nevoie de parteneriatul cu Pfizer. Și aici ajungem la o problemă foarte sensibilă. Pentru că problema închiderii facilităților de producție pentru vaccinuri nu privește doar România și Cantacuzinoul, dar și în alte țări.
De fapt, este o problemă generală. De la papuci până la telefoane, practic totul îl aducem din Asia și de câțiva ani, specific din China. Motivul? Ne bucurăm la un preț mai redus, cu 3 cenți, cu 5 cenți, cu un euro mai mic la papuci sau la telefon. De ce în China avem un astfel de hub mondial al fabricației? Evident că se discută de salariile mici, dar nu doar problema salariilor mici intervine aici, ci faptul că ei au piața internă. Sunt 1,7-1,8 miliarde de oameni. Deci, probabil un sfert din populația globului este în China. Ei au piața acolo. Cu cât produci pentru o piață mai mare, cu atât ai costuri mai mici de producție. Și atunci, având tu propria piață, reușești să ai deja niște costuri mult mai mici de producție față de celelalte țări de pe restul pământului. Și atunci, cu atât mai mult, vei atrage producție ca să și vei avea din ce în ce mai mari economii de scală. Discutam de India, că este cel mai mare producător mondial de vaccinuri. Motivul pentru care se întâmplă, l-am mai spus, este că, în primul rând, ei au o piață foarte mare, au foarte mulți oameni care trebuie să fie vaccinați. Și atunci ei produc, în primul rând, pentru piața internă, reușesc să obțină niște costuri de producție foarte mici, atunci pot să înceapă să producă și pentru cei din exterior. De curând s-a închis producția la un institut de seruri din Danemarca, care timp de aproape un secol a produs vaccinul, celebrul vaccin BCG. Vaccinul pus pe piață prin anii 20, vaccinul împotriva tuberculozei. Era produs în acest institut de seruri din Danemarca. Acesta a închis producția. De ce? Nu mai era competitiv din punct de vedere al costurilor. Aici este nevoie de o decizie politică de a accepta niște costuri mai mari de producție pentru a avea o asigurare strategică pe anumite categorii de produse. La fel cum Europa își subvenționează producția agricolă, poate vă întrebați de ce în Europa se face atât de mare tam-tam pe bio. Motivul nu este că mâncarea bio ar fi mai sănătoasă, ci că este un pretext acceptabil politic de a subvenționa o agricultură care nu se poate, din motive obiective, nu poate competiționa cu grâul produs în Statele Unite sau în Argentina sau mai știu eu pe unde. Și cum nu se pot pune niște obstacole tarifare, se pun niște obstacole non-tarifare legate de, să zicem, securitatea alimentară, de multe ori lucrurile fiind umflate artificial. Noi plătim mai mult pe mâncare aici în Europa. De ce? Am putea să importăm mâncarea mult mai ieftin din America, din America de Sud sau mai știu eu de pe unde. Dar atunci ar dispărea un întreg sector economic și am depinde pentru un element cheie, deci pentru mâncarea noastră, am depinde de importuri. Dar iată că și vaccinurile sunt un factor cheie. Vedem acum criza semiconductorilor. Pentru stau fabricile de mașini, unde Europa stă foarte bine. Europa e unul din producătorii majori în domeniul auto, dar fabricile stau, nu mai pot să producă pentru că există o criză globală de chipuri, de circuite integrate, care majoritatea sunt produse în China, în Taiwan. Este momentul să reindustrializăm Europa, asumându-ne niște costuri mai mari inițial de producție. Motivul fiind foarte clar, noi suntem 500 de milioane, chinezii sunt 1,7 miliarde. Piața este cu totul alta. Dar nu putem să rămânem la mâna Asiei, la mâna Chinei. Mi-am amintit un exemplu foarte bun în linie cu ceea ce spuneai mai devreme. Și anume, lipsa asta de viziune, eu așa aș numi-o, nu știu cum să o numesc, a Uniunii Europene. Noi acum, practic, orice stat membru din Uniunea Europeană are de ales o soluție 5G furnizată ori din Statele Unite, ori din China. Pentru că în urmă cu ani buni, în momentul în care Ericsson și Nokia au mers la Comisia Europeană și au zis avem nevoie de atâția bani investiții ca noi să dezvoltăm 5G-ul
parte din Europa, da, din Uniunea Europeană, Comisia Europeană a spus, dar nu putem să vă dăm acest ajutor de stat. Nu avem cadrul legal, nu se poate întâmpla acest lucru. Și asta e motivul pentru care, sigur, aceste companii europene acum pe subiectul 5G sunt cu mult în urmă. Pe de altă parte, noi ca societate foarte greu să ne permitem să stăm departe de 5G, pentru că 5G vine cu tot felul de alte avantaje și altfel asta ne-ar face necompetitivi la scară și în comparație și cu China și cu alte țări. Și atunci, sigur că noi depindem pe această tehnologie, cel puțin vom depinde o perioadă, de soluții venite din afara Uniunii Europene. De ce? Pentru că la un moment dat a existat o decizie birocratică, pur și simplu. Aici o să fac o corecție. O să fac o corecție. În continuare, unul din furnizorii majori de tehnologie 5G este Ericsson, deci o companie europeană. Problema este că tehnologia Ericsson este mai scumpă decât Huawei, pentru că în China sunt subvenționați de stat, au legături foarte puternice cu statul. Și mai este o problemă care, repet, nu ține de Comisia Europeană, ține de cetățenii europeni. Pentru că bugetul Uniunii Europene este infim în comparație cu bugetele naționale. Contribuțiile naționale la bugetul european sunt infime. Avem o situație foarte dubioasă aici la noi, în țară, unde suntem parte din Agenția Spațială Europeană. Ok, nu este un organism al Uniunii Europene, deși acoperă majoritar țările din Europa. Suntem parte al acestui organism, ne-am angajat să plătim o contribuție, contribuția se întoarce la noi în țară, deci nu rămâne undeva în străinătate, se întoarce în industria națională, dar noi de ani de zile, de vreo 3 ani sau 4 ani, refuzăm să plătim acea contribuție. Deși, repet, acea contribuție de fapt ne ajută tot pe noi să ne dezvoltăm. Iar acest exemplu poate să fie multiplicat cu N în nenumărate proiecte în care statele membre vor să primească de la Comisia Europeană, dar nu vor să plătească nimic. La fel cum vedem acea situație și pe plan intern, unde toată lumea vrea să primească, nu știu, servicii medicale bune, să aibă copii unde să meargă în școli bune, să avem autostrăzi, etc., dar nu vrem să plătim impozite. Este același lucru. Toată lumea vrea să primească, dar nu vrea să dea. Așa că problema nu este la Comisia Europeană, ci la noi. Uite, eu te-aș contrazice. Pentru că așa gândesc cei mai mulți oameni de la Bruxelles. Că ei rămân într-o bulă. E foarte confortabil pentru ei să arunce subiectele neconvenabile la statele membre și la cetățeni. Uitând, de fapt, că ei sunt puși acolo ca să aibă o viziune pentru Europa. Asta trebuie să facă ei. Ei nu trebuie să aștepte de la noi să le spunem noi care este viziunea pentru Europa. Ei trebuie să aibă această viziune pentru Europa. Și e foarte complicat și vedeți cât a fost ieroștire că în sfârșit programul EU for Health a fost aprobat la un an de la declararea pandemiei. Primul program cu adevărat finanțat de sănătate propus de Comisia Europeană. Nu vreau să fiu foarte critic, dar pe de altă parte e clar că e ceva ce trebuie să schimbăm în toate aceste mecanisme birocratice, pentru că trebuie să ne mișcăm mai repede. Realmente trebuie să ne mișcăm mai repede. Eu am înțeles foarte bine și pot să fiu de acord de ce zero COVID poate să nu fie o strategie ok pentru Uniunea Europeană. Însă trebuie să avem o strategie comună toate statele membre. Și dacă trebuie să avem o strategie, adică trebuie să ne propunem ceva comun. Și atunci, ok, eu pot să fiu de acord. Băi, ne propunem să reducem la 20.000 de cazuri pe zi la nivelul statelor membre. Și atunci întrebarea următoare este, ok, care este calea de urmat? Exact. Pentru fiecare caz în parte. Pentru fiecare oraș în parte, pentru fiecare stat în parte și pentru Comisia Europeană în acest context. Ce avem noi toți de făcut într-un mod standardizat în momentul în care ajungem în acest punct? Și nu vă gândiți neapărat sau doar la lockdown și, nu știu, restricții, pentru că, încă o dată spun, viața normală nu o să fie
închiși în casă. Nu, eu o să dau un exemplu. Nu-mi place absolut deloc să vorbesc despre mine sau despre noi, că nu asta. Dar e sper că vă gândiți la ce mă gândesc și eu, da? Exact, la discuția pe care am purtat-o în urmă cu o lună și jumătate, în care vorbeam despre faptul că școlile trebuie deschise, dar trebuie să avem un plan proactiv de testare cu teste rapide, obligatoriu a personalului din școli și, sigur, e nevoie de consimțământul părinților prin rotație și o formulă de genul ăsta la nivelul copiilor. Și, sigur, că n-a fost luată în calcul, vedem cum a crescut numărul de cazuri, știm cu toții situația, 5.000 de teste din cele 1.500.000 distribuite în școli au fost folosite până acum. 5.000 din 1.500.000. În același timp am văzut planurile de deschidere din Germania, din Elveția, din Belgia, din Marea Britanie. Și toate vorbesc la un moment dat în Germania din 22 martie despre utilizarea testelor rapide. Pentru tot ce înseamnă genul acesta de activități, nu doar școli, dar și alte tipuri de activități care presupun un număr mai mare de persoane. Vedeți, ideea a apărut aici, e atributul, nimeni n-a fost interesat, absolut nimeni, ne amintim declarația ministrului educației, ne amintim reacțiile părinților care se temeau că ai lor copii vor fi traumatizați de o sârmă, așa o numeau, da, de un băț introdus în nas, neasociind acest gest cu o informație foarte prețioasă pentru sănătatea lor, de fapt. Oamenii nu au fost interesați absolut deloc de subiect. Guvernul nu a fost interesat de acest subiect. Și în aceeași parte a lumii, dar în altă parte a Europei, iată că state care înțeleg genul acesta de intervenții acționează pe scară largă. Și atunci revin la ceea ce spuneați mai devreme, la ideea de inegalități. Cu siguranță vom avea un control, vom vedea un control mult mai bun al pandemiei în aceste state în perioada următoare. Să vedem o deschidere în etape, dar mult mai bine informată și noi vom constata în România că avem aceleași trei culori diferite de cele de pe steag, cele de la semafor, definite mai mult sau mai puțin precis, în baza unor indici care au o semnificație din ce în ce mai bizară și, de fapt, noi cu toții stăm în această băltire de pe zi pe alta, din care nu înțelegem absolut nimic. Dacă eu urmăresc de un an de zile pandemia și încerc să mă informez și să anticipez lucruri și să le aplic în ceea ce eu fac zi cu zi și aplic lucrurile astea. Dar îmi vine foarte greu să înțeleg care e planul. Îmi vine foarte greu să înțeleg. De fapt, cred că dincolo de geopolitica vaccinării și a vaccinurilor, ar trebui să ne gândim la geopolitica pandemiei, pentru că sunt mai multe componente aici. Dincolo de vaccinare, sigur că da, și lasă că la vaccinuri am obținut pentru că am reușit să înțelegem structura genetică a virusului, nu? Până la urmă. Și asta s-a întâmplat rapid. Și aici ajung la ceva ce iarăși noi am mai vorbit și cu alte ocazii. Și ceea ce alte țări fac. Și iarăși, și de aici vor apărea diferenții. Secvențierea asta genomică. Haideți să luăm un exemplu. A fost ieri un briefing de presă în care un reprezentant al Institutului Național de Sănătate Publică ne-a spus că au fost identificate 370 ceva de cazuri pozitive în România. Cu tulpina britanică? Tulpina britanică. Suntem la mai mult de 24 de ore de la această afirmație și nu s-a întâmplat nimic. Și acum o să mă întrebați, dar ce așteptai să se întâmple? Exact, ce ați vrut să se întâmple? Exact, absolut nimic. Și știți de ce? Pentru că această informație nu are nicio valoare. Să o punem puțin în context. Ea are o valoare? Nu are nicio valoare. Nicio. Doar statistic mi-a dat mie o cifră pe care am spus-o astăzi aici și am mai zis-o azi într-un interviu și am părut și eu informat și la, cum să spun, la zi, la curent cu aceste lucruri. Cele 300 și ceva de rezultate pozitive provin din 700 și ceva de probe, 770 de probe, care au fost colectate începând cu momentul identificării primului caz de infecție cu tulpina britanică în România. Deci noi am așteptat să identificăm, dar n-am avut un plan pentru a identifica primul caz.
Noi n-am avut un plan, dar s-a întâmplat la un moment dat. Și în acel moment au început să se colecteze probe. Și s-au colectat, deci acest moment s-a întâmplat în urmă cu 2 luni. De atunci până acum au fost colectate 770 de probe. Au fost finalizate aproximativ jumătate. Deci noi avem încă jumătate din probele colectate în această perioadă despre care noi nu avem un răspuns. În Marea Britanie, în același timp, standardul este de a obține acest răspuns în 6 ore. Acceptabil e până la 24 de ore. De aceea eu spun că n-au nicio valoare, ba chiar sunt bani cheltuiți absolut degeaba în modul în care ei au fost cheltuiți. Pentru, da. Că nu, pentru că informațiile nu sunt utilizate, pentru că ele nu sunt văzute ca niște instrumente. Da, de fapt e o informație inutilă. E contribuie la acest zgomot de fond. Arătăm și noi că facem ceva ca să luptăm cu tulpina britanică. N-are nicio valoare informația respectivă. Când, de fapt, secvențierea genomică ar putea fi, repet, un instrument de control al evoluției pandemiei, nu? De aceea am insistat atât de mult pe ideea de a avea un obiectiv. Și dacă suntem sinceri și spunem că obiectivul nostru este să avem un platou de 2000 de cazuri pe zi, cred că ne putem propune să le secvențiem pe toate. În 3 săptămâni, Danemarca a ajuns să secvențieze toate cazurile pozitive de COVID. Deci se poate, nu e ceva ce nu putem face. Odată ce ne asumăm genul acesta de țintă, e clar, și suntem în situația, sau am fost, suntem de câteva luni în situația asta, noi vom continua să trăim cu niște restricții. Pentru că nu putem să avem 1000 de cazuri pe zi și să nu avem nicio restricție. Mie mi-e teamă că, din păcate, că din contră, nu vom trăi cu restricții și va continua să crească numărul de cazuri. Dar să luăm acest scenariu în care noi facem cum facem și ajungem la 1000 de cazuri pe zi. Atunci, important e ca numărul să nu crească și în același timp viața noastră să devină cât mai normală. Nu-i logic că trebuie să folosim și alte instrumente ca să definim mai bine cine sunt acei oameni, cu ce tip de tulpini sunt infectați, ce facem cu datele respective, cum facem anchetele epidemiologice, ce tipuri de măsuri luăm. Da. Am criticat anunțul de ieri legat de aceste cifre, poate să pară așa ceva impresionant. Am testat și noi, sigur că noi ar trebui să testăm 700 de cazuri pe zi, da? N-au nicio valoare informațiile astea, niciuna. Poate și pentru că totuși nu avem cultura științifică necesară, nu știu ce să zic. Da. V-aș mai da un exemplu. Ne-am uitat cu echipa noastră zilele trecute. În ultimele 3 luni, noi avem un număr de teste realizate zilnice de luni până vineri, că în weekend e pauză, de undeva 32, 33, 35 de mii de teste. Numărul e cam același de câteva luni de zile. Ceea ce e important în ultimele luni, în ultimele 2 luni, este că acest număr total de teste include și teste în antigen rapid. Cam un sfert dintre teste. 3/4 sunt teste PCR. Această perioadă, ultimele 2 luni, 2-3 luni, din decembrie coincide cu apariția și expansiunea tulpinii B117. Cea din Marea Britanie. Cea din Marea Britanie. Singurul instrument pe care l-aveam la dispoziție, nu ca să o identificăm, ci ca să ridicăm un steguleț roșu, era testarea PCR, care putea să aibă un rezultat neconcludent și în acea situație se recomanda secvențierea. Când noi ar fi trebuit să creștem numărul de teste PCR, de fapt, numărul de teste a scăzut cu cel puțin un sfert în medie. Deci noi știam că vom avea această tulpină care se transmite mai repede și în loc să maximizăm puținele instrumente pe care le aveam, testarea PCR, de exemplu, noi am redus-o și mai mult. Nimeni nu cerea României în luna decembrie să secvențieze ca Marea Britanie, să fim serioși. Nu aveam cum, nici acum nu aveam capacitatea asta. Dar măcar aceste instrumente cred că puteau să fie folosite mult mai eficient.
Și o să vă dau un exemplu la nivel de țară. Portugalia s-a bazat foarte mult pe genul acesta de date indirecte provenind din testarea PCR pentru a identifica prezența și faptul că tulpina B117 era din ce în ce mai prevalentă și pentru a lua măsuri de lockdown și acum curba este descendentă. Faceți cum faceți și tot aduceți în discuție lockdown-ul pe care Toma îl elimină din ecuație pentru că noi suntem atât de sensibili încât nu luăm în calcul chestia asta. Sigur, simplific foarte mult, dar deci lockdown-ul pare totuși să fie o constantă, nu? Acum, eu de ce aduc în discuție lockdown-ul? Pentru că formulele smart de lockdown n-au existat. Ce înțeleg prin asta? Înțeleg să ții deschise pârtiile, dar să nu ții deschise restaurantele. De exemplu. Înțeleg să, și sunt un mare fan, știți doar, al deschiderii școlilor, dar într-un mod inteligent. În București e o reală problemă cu transportul în comun. Cred că, la fel, din punctul ăsta de vedere, pot să fie făcute anumite ajustări și intervenții. Deci, atât, sunt câteva puncte. Nu cred că trebuie să cerem mai mult de atât. Nu știu cum să zic. Și de aceea, adică, dacă am eșuat în zona asta, e clar că e posibil să avem nevoie de măsuri ceva mai stricte. Deocamdată văd că toată lumea critică faptul că s-a coborât ora la care intră lockdown-ul de noapte în vigoare, și anume de la ora 22 în loc de 23. Justificat sau nu, habar n-am, nu știu, nu-mi dau seama în timpul săptămânii câtă lume merge la petreceri noaptea, dar probabil că... V-aș întrerupe. Știu. E absolut corect să nu știm. După un an de pandemie, eu cred că e o informație pe care instituții plătite cu bani buni și cu rol activ în lupta împotriva pandemiei, trebuie să le aibă. Ar fi trebuit să știe, exact. Da. Și eu, da, trebuie să ne spună lucrul ăsta. Între ora 10 și ora 11 este următoarea dinamică, se întâmplă următoarele lucruri. Noi nu știm. Poate că ar fi trebuit făcută și ancheta epidemiologică puțin altfel, adică urmăriți acești oameni care, nu știu, se duc în restaurante și de acolo, eventual, urmărită evoluția lor. Aici ați adus în discuție un punct foarte important. Al sănătății. Și anume hipermedicalizarea intervențiilor. Deci noi am auzit timp de câteva luni de zile o tâmpenie incredibilă, și anume că ancheta epidemiologică trebuie făcută de medicul epidemiolog. Noi am pierdut la începutul pandemiei câteva săptămâni bune în care putem să avem un control mai bun dacă în ancheta epidemiologică erau introduși și alți medici, spuneți-le oricum, dar studenți, dar nu doar medici epidemiologi, care sunt oricum câțiva, o mână de oameni în toată lumea. Al și doilea lucru... să facă lucruri mult mai medicale, ca să spunem așa. Siguranță. Nu ei trebuiau să facă anchetele epidemiologice propriu-zis. Al doilea lucru de hipermedicalizarea intervențiilor, testarea rapidă. Să fim serioși, nu e nevoie de un medic în fiecare școală care să colecteze proba de la personalul medical sau de la elevi. Nu. Da, aici iarăși intervin probleme culturale, pentru că principala noastră problemă societală este de cultură sau de incultură, depinde cum ne uităm. Să nu uităm că avem recorduri minunate la analfabetism funcțional, chiar și la analfabetism clasic. Nu mai spun de, nu știu cum să o descriu, apatia, imobilismul, incapacitatea unei mari porțiuni din societate de a se adapta rapid la situații noi și de a avea inițiativă. Noi nu suntem nici pe departe o societate plină de inițiativă. Despre asta este vorba. Nu e vorba de o hipermedicalizare, ci este faptul că niște oameni zic: "Ha, asta este
apanajul nostru și nenumărați alți oameni care nu se pot închipui intrând peste zona de presupus de competența celor au micului subset inițial. Despre asta este vorba. Da, exact asta am vrut de fapt să exprim spunând, vorbind despre hipermedicalizare. Da, exact la asta mă referam. Da. Că sunt oameni care vor ei să țină în continuare bețișorul pentru colectarea probelor de la copii. Îmi amintesc că am văzut înainte de, în luna ianuarie, când se punea problema, când eram încă în vacanță copiii la noi și se punea problema redeschiderii școlilor și copiii să se întoarcă la școală, am văzut la una dintre televiziuni imagini din Germania, dintr-o școală, în care pe holurile școlii erau instalate niște mese la care erau o oglindă, puse câte o oglindă și copiii singuri își colectau, da, își luau exudat din nas și din gât. Copilul meu stă acasă, e adevărat, clasa 11 învață online. Dar sunt tare curioasă și, cum să zic, întreb pe bune, de ce e nevoie de acordul unui părinte ca să îi se ia o probă din nas și din gât? Sigur că te gândești că să nu-i facă rău, dar bănuiesc că cine ar fi însărcinat să colecteze probele astea ar trebui să știe cum să facă, nu, lucrul ăsta. Adică, unde este pericolul? Nu, dacă încadrăm ca un act medical, putem să avem încadrarea asta, pentru orice act medical e nevoie de consimțământ informat. Și eu personal am susținut ideea asta, dar eu văd consimțământul informat ca un, sau și ca un element de creștere a încrederii. Păi sunt de acord să mă informeze cineva pe mine ca părinte, dar de ce m-aș opune după ce mă informează? Că ea... Pentru că foarte puțini oameni văd valoarea acelei testări. Da, de gică contra, pur și simplu, de gică contra. Sau toată lumea vrea să protesteze împotriva ceva. Dacă te uiți pe feed-ul de Facebook, o să găsești zeci de oameni care fiecare protestează la câte o prostie. De ce? Că lor li s-a pus pata pe chestia respectivă. Apropo de deschiderea școlilor, se plângea cineva ieri pe feed-ul meu că de ce s-au deschis școlile și s-au închis restaurantele. Și nu era o glumă. Probabil aflase că au rămas păcănelele deschise. Același nivel de importanță? E același nivel al importanței? Doamne ferește! Adică și industria asta e esențială și a fost afectată, a fost lovită. Eu cred că noi am pierdut un moment de oportunitate foarte repede, undeva la sfârșitul lunii aprilie anului trecut. Mai aveam 2 săptămâni din a doua stare de urgență, deci din cele 2 luni de lockdown, când n-au mai avut răbdare ci din Horeca și s-au năpustit pe televizoare, explicându-ne cât de mare este impactul economic al industriei lor, cât de important este să se deschidă totul. Și sigur că acel mesaj venit într-un moment în care noi cu toții stăteam de o lună și jumătate în casă, din punctul meu de vedere a produs de servicii majore pentru sănătatea publică. Pentru că a deconectat, apropo de ce vorbeați mai devreme, a deconectat ceea ce părea inițial o creștere a interesului oamenilor pentru sănătate, dacă vreți chiar o educație minimală pe lucruri de bun simț. Oamenii au zis, gata, mă, nu ne mai interesează pandemia și lucrurile astea, noi vrem să mergem la terasă. Ăsta a fost mesajul. Mie mi s-a părut și atunci și de atunci încoace mi se pare de o irresponsabilitate incredibilă. Ca și campaniile pe care le-am văzut zilele trecute. Deci noi avem o dublare a numărului de cazuri, vă dați seama, săptămâna asta versus acum 2 săptămâni, numărul de cazuri s-a dublat în România, noi păstrăm de același nivel al testării. Deci noi în situația asta suntem și organizatorii de festivaluri au ieșit din nou pe campanii de PR și deja vând bilete și pun presiune. Evident că și am vorbit în prima oră a discuției de astăzi. Nivelul, și cum spunea și Toma, nivelul de alfabetizare, da? Analfabetismul propriu-zis și funcțional, e la cote foarte mari. Noi încercăm să le explicăm niște lucruri oamenilor.
avem această stare tensionată și de anxietate, restricții pe care oamenii nu le înțeleg pentru că autoritățile nu le explică. Vorbeam mai devreme, de ce să stau, de ce să intru în casă la ora 10 și nu la 11? Ce se întâmplă între 10 și 11? N-a răspuns nimeni la întrebarea asta. N-a venit nimeni cu argumente. Deci aceasta este realitatea pe de-o parte și pe de altă parte vin cei de la festivalul și Horeca și spun vara asta va fi diferită, vă vaccinați, vă testați și noi vă vedem. Dar au spus, vă vaccinați, e posibil să fie nevoie de dovadă de vaccinare sau că, mă rog, nu știu, de teste și cu niște, cum să spun, măsuri din astea de distanțare, habar n-am, nu știu. Dar poate că și aici toate lucrurile astea ar fi trebuit dublate de niște studii, de făcut, nu? Văzut. Cât s-au îmbolnăvit la restaurante, cât s-au îmbolnăvit la școală, cât s-au îmbolnăvit, habar n-am, la concerte, pentru că atunci doar așa poți să... poți să ții frâiele situației astea. Păi da, da, trebuie să ai cine să facă acele studii. Trebuie să ai oameni și competenți și număr suficient și cu resurse. Sigur. Și hai să zicem, resursele financiare se găsesc cel mai ușor. Dar de unde scoți oamenii competenți? Pentru că știm foarte bine cum arată situația din institutele de cercetări. Uite, avem o 10%, 15% institute care performează și care funcționează cum trebuie, restul de 80% toacă bani și produc suc de orz, ca Institutul Cantacuzino. Fix la asta se referă, de exemplu, uite, în comentariu Gabriela Emirescu-Gruber, care spune așa că România suferă din cauza lipsei de resurse umane în zonele medicale și de cercetare. Dar România încă ar putea accesa potențialul uman din diaspora. Ar fi o strategie națională de reîntoarcere a talentelor din diaspora, adică brain gain-ul, o acțiune necesară și realistă pentru a stimula zona cercetării românești, de exemplu biotehnologia. Care ar fi prioritățile din cadrul unei astfel de strategii? Avem două scenarii, încerc eu să răspund. Este un scenariu cel descris de Toma mai devreme. Și anume aceste 85% din institute care toacă bani. Oameni buni din diaspora ar putea să spună, nostalgii sau necunoscători, uite, vreau să merg să lucrez în institutul cu tare. Vă dați seama ce ciocnirea civilizațiilor va fi acolo și cât este timpul de înjumătățire al acelui om bine intenționat într-un astfel de mediu. Deci, șanse extrem de delimitate. Însă, iar planul celălalt este, și asta vine, cred, sau poate fi o oportunitate acum în, pe Horizon Europe și în tot acest context de finanțări europene, de a înființa alte structuri de cercetare, de fapt, prin proiecte de twinning, tematic, sub umbrela... Da, dar noi nu suntem care să atragem bani pe Horizon. Am reușit o performanță absolut catastrofală pe programarea financiară anterioară. Da, pentru că nici n-am știut să ne apărăm cauza, de fapt. Adică noi am vrea să accesăm bani pe Horizon, dar să schimbe, dom'le, regulile, ca acele 85% institute care nu fac nimic să se califice să coordoneze consorții care rulează 50 de milioane de euro. Când, de fapt, forma realistă este să spunem, băi, noi nu știm nimic, luați-ne și pe noi aici să învățăm, stăm 5 ani cu voi, învățăm, după care, ok, ne creștem și noi contribuția. Dar genul acesta de gândire într-un institut care e obișnuit să-și primească fila de buget și să toace banii și să nu livreze nimic, ei nu au cum să gândească în felul ăsta. Și de aceea eu în continuare spun că marea oportunitate este de a crea de la zero entități de cercetare private. Wow! Deja e o gândire foarte avansată, ca să zic așa. Adică ați mers foarte departe. Da, nu avem altă șansă. Eu, cum să spun, mi se pare incredibil că avem atât de multe institute care, cum să spun, au focus clar, cel de sănătate publică, cel de virusologie, mai sunt vreo trei, toate finanțate în fiecare an și niciunul n-a avut niciun rol în pandemie, niciunul n-a ieșit cu absolut nimic notabil. Da.
E o discuție asta, din păcate acum nu putem face că nu mai avem timp, o să și încheiem cât de curând, dar vreau să ne întoarcem puțin la punctul de la care am plecat, și anume la vaccinuri și la vaccinare. În acest moment ne este clar, vă este clar, dumneavoastră, mă rog, specialiștilor, vă este clar că vom rămâne cu aceste mari, cu acești mari producători de vaccinuri, care sunt acum pe hartă, mă rog, în curs de aprobare, cu folosire regională, ca să spunem, limitată? Da, mă aștept să avem, probabil, până la jumătatea anului, încă 3 vaccine, probabil. Ce anume? Păi, până acum avem Pfizer-BioNTech, avem Moderna, AstraZeneca și, foarte probabil, Johnson & Johnson. Eu mă aștept Sputnik 5 să primească autorizare până la jumătatea anului în Uniunea Europeană. Cred că și CureVac, cred. Și cred că și Novavax. CureVac fiind vaccinul făcut de... Nu mai amintesc. Cred că e... Nu cred, ci sigur este o companie de biotehnologie pe modelul BioNTech, care a primit finanțare chiar din partea Comisiei Europene. Ah, exact. Da. Bun. Mai sunt vaccinurile, iată, Rusia mai are un vaccin produs de Vector Institute, da, pe bază de proteină. Deci e puțin diferit de celelalte. Novavax, la fel, da. Poftim? Vaccinul Novavax e la fel, are un mecanism diferit. Exact. Pe de altă parte, și China mai are, în afară de Sinopharm, care este aprobat în China, în Emiratele Arabe Unite, nu mai știu, în Egipt, este cel la care cred că se uită și alte țări din Europa. Mai are unul produs, mai are Sinovac și mai are Sinopharm Wuhan, care este doar pentru China și pentru Emiratele Arabe Unite, cel produs în India pentru utilizare în India. Acestea rămân doar acolo sau ar trebui să ne așteptăm cumva, sub o formă sau alta, să ajungă și în Uniunea Europeană? Nu cred că vor ajunge. Adică eu cred că în afară de cele trei, nu-mi dau seama dacă unul dintre vaccinurile din China va aplica. Nu-mi dau seama în momentul ăsta. Dar cred că în afară de cele trei, puțin probabil. De ce spun asta? Pentru că cererea cumva în perioada următoare va fi determinată odată de în ce măsură cei cu care Comisia Europeană are contracte chiar livrează, conform graficului. Dacă acel grafic va fi respectat, va exista o acoperire foarte bună, cel puțin la nivelul trimestrului 3, considerând și Johnson & Johnson și mai. Da, Johnson & Johnson nu cumva a zis deja că nu prea poate să livreze... Da, acum pe termen scurt, dar pentru trimestrul 3 vor contribui cu un număr suficient de doze. Deci acesta ar fi primul lucru, primul motor de cerere. Al doilea ar fi, și aici cred că devine o provocare, în ce măsură oamenii continuă să fie interesați la se vaccina și în ce măsură se vaccinează. Mă tem ca nu cumva asta să devină o barieră în lunile următoare. Adică să nu... Deja avem niște date, dacă ne uităm la procentul de profesori, de exemplu, din România, care s-a vaccinat, nu arată foarte bine. Exact la asta mă gândeam. Dacă intuitiv așa, parcă vedeam o poză mare în care cumva, bun, o să avem multe vaccinuri, dar nu o să ne mai ardă de vaccinare. Da, și al treilea element va ține de apariția, dezvoltarea acestor noi tulpini și felul în care ele vor interfera sau nu cu protecția asigurată de vaccin. Și am discutat mai devreme despre asta. Dacă acest impact se va dovedi semnificativ sau dacă studiile vor arăta bine pentru a treia doză, ne putem aștepta să avem campanie extinsă la cei care s-au vaccinat cu primele două doze, Pfizer sau Moderna, cu administrarea celei de-a treia doze. Cred că așa vă stă, mă gândesc. Știu că nu avem cum să dăm un răspuns ferm și foarte, foarte clar, dar am putea ajunge în situația în care
să avem un vaccin, virusul să devină sezonier, precum cel gripal? E greu de spus în momentul ăsta, pentru că nu știm foarte clar care e comportamentul virusului. Ce vreau să spun prin asta? Numărul de posibile mutații și de combinații pe care le poate suferi virusul este limitat. Virusul ăsta sau un virus în general? SARS-CoV-2. SARS-CoV-2. Este limitat, dar în același timp este un număr mare. Un alt lucru important este că unele mutații pot să apară în mod independent în teritorii diferite. Am menționat mai devreme mutația E484K. E cea care e legată de rezistența la protecția oferită de vaccină. Ei bine, această mutație a fost sau există în tulpina din Africa de Sud. Există în tulpina din Brazilia. Și a fost identificată și în unele situații în tulpina B117, deci cea din Marea Britanie. Deci noi nu vorbim despre aceeași, cum să spun, o tulpină care are o anumită mutație și acea tulpină trebuie să circule. Virusul în mod independent în teritorii diferite își modifică structura genetică pentru a se adapta la mediul de acolo. Deci, de aceea și vorbesc despre secvențiere. Aici devine extrem de importantă odată secvențierea pe scară largă și apoi analiza acelor date. Pentru că în baza unei analize pe foarte multe date poți sau vom fi capabili în lunile, cred eu, următoare, oricum în partea a doua anului, să putem avea o predicție și asupra posibilelor modificări pe care le va suferi virusul, deci să nu mai așteptăm să apară și apoi să le identificăm, ci să avem cumva o orientare înainte de a apărea și mai mult să putem deja să avem o imagine a posibilului comportament asociat unei modificări. Adică să știm că o anumită modificare predispune la o transmisibilitate mai mare sau la o agresivitate mai mare sau interferă cu răspunsul față de vaccin. De aceea e atât de important și cred că în acest punct am explicat și mai bine de ce datele prezentate ieri cu cele 370 de cazuri din România nu au nicio valoare, de fapt. Noi valoarea așa trebuie să o vedem în relație cu controlul pandemiei și cu folosirea tehnologiilor de secvențiere. Să secvențiem, ce mă tem eu este că vom avea un plan de secvențiere în România, dar nu vom avea un plan de share-uire a datelor cu bazele internaționale, așa încât să putem să contribuim la acest efort global de înțelegere a virusului. Va deveni foarte interesantă perioada următoare, inclusiv din perspectiva dezvoltării vaccinurilor. Cum spunea Toma, într-adevăr, vaccinul a fost realizat într-un weekend, cel de la BioNTech, de fapt în câteva ore. Acest lucru va deveni posibil de câte ori vor apărea genul acesta de mutații și ele vor fi relevante sau vor fi considerate relevante. Deci pe măsură ce vom secvenția mai mult, vom avea capacitatea să înțelegem mai bine virusul și să avem chiar și un design al unor vaccinuri mult mai devreme decât se întâmplă acum. Când tulpina B117 era de fapt din septembrie în Marea Britanie, a fost identificată în decembrie în condițiile în care aveau lockdown, dar a crescut numărul de cazuri și atunci au secvențiat mai mult și au făcut asocierea aceasta, după care a apărut discuția legată de protecția asigurată de vaccinuri și apoi producătorii de vaccinuri au făcut designul, să spunem, pentru doza a treia. Deci atât e un proces care se întinde pe câteva luni de zile și care poate fi în cazul în care se va secvenția și se va face analiza de date, acest proces poate fi scurtat la câteva zile. Adică identificarea acestor modificări, ne asigurăm că ele sunt relevante, după care pregătim un design, un vaccin, nu înseamnă că el va fi și testat, dar măcar va fi pregătit.
Da. Dar în orice caz, în momentul ăsta se știe sigur, puteți spune sigur că toate aceste tulpini, toate aceste variante și cu mutațiile lor aferente dau toate cazuri asimptomatice, pentru că această componentă de asimptomaticitate este foarte importantă. E practic determinantă, face diferența între prima epidemie de, mă rog, pandemie de SARS. Dacă vorbim despre cele trei, din ce știu până acum, da, toate dau forme asimptomatice. Însă ne putem aștepta la un moment dat ca modificările pe care le suferă virusul, de exemplu, în sensul manifestărilor clinice, deci în sensul agresivității, să spun așa, agresivitatea să fie mai mare și atunci reacțiile să apară mai repede. E posibil să se întâmple așa ceva. Ceea ce am înțeles totuși că a fost marele avantaj, între ghilimele, dacă putem spune așa, avantaj în cazul SARS și MERS, pentru că apăreau reacții, simptome imediat, chiar dacă erau foarte serioase, adică boala era foarte serioasă, dar apăreau reacții imediat, prin urmare puteai să localizezi, să izolezi imediat. Da, de aceea e important ca să urmărim ce se întâmplă cu virusul. Mie mi se pare cea mai importantă zonă de urmărit în perioada următoare. Pentru că dacă virusul va evolua în această direcție și dacă și acea tulpină ar putea să fie mai transmisibilă, cum sunt cele despre care discutăm acum, are potențialul să devină dominantă și atunci s-ar schimba în acest scenariu unul dintre cele mai importante lucruri care țin de infecție, și anume exact ce spuneați, s-ar elimina componenta de asimptomatic. Iar asta, din punct de vedere al sănătății publice, ar însemna enorm. Enorm. Da, ar fi fost un avantaj enorm să fie asimptomatice. Instrumentele pe care le avem pentru perioada asimptomatică țin, de fapt, de testare rapidă sau PCR. Oricum, de o testare orientată către prevenirea cazului. Da, dar tot rămâne, cum să zic, variabila asta de întâmplător. Adică testezi întâmplător un asimptomatic, nu? Doar dacă știi că a fost în contact direct cu cineva. Da, pentru că așa e gândit sistemul de testare și conform definiției de caz, știți. De asta zic. Testarea e făcută acum cu scopul de a diagnostica. Adică e o persoană care are simptome, e testată, sau e contact al unei persoane, e testată. Deci nu preventiv. Da, nu preventiv. Testarea preventivă înseamnă, de exemplu, testarea profesorilor în fiecare zi de luni, a fiecare săptămână. Da. Și sigur că acolo avem două situații care, din punctul meu de vedere, trebuie interpretate diferit. Nu înseamnă că un test rapid negativ îți dă certitudinea 100% că persoana respectivă e negativă. Însă, un test rapid pozitiv la un asimptomatic îți dă certitudinea că acea persoană e pozitivă și, de fapt, o identifici foarte precoce. Exact. Aici văd eu valoarea, de fapt, cea mai mare a utilizării testelor rapide. Da, și oprești lanțul de distribuție. Sigur. Mai departe. Da. Foarte interesant, apropo de tulpinile astea și de variante și de linii, am în față o hartă pe care The New York Times o face, are o secțiune specială în care urmărește și virusul, și mutațiile, și vaccinurile mai nou. Linia aceasta pe unul din care au derivat foarte multe alte mutații și exact ce spuneați, K417T și E484T, în fine, o grămadă. Deci pe harta asta apare așa, în Statele Unite, această linie a fost detectată în 7 state. Cum ne uităm la Statele Unite, pe coasta de vest în Oregon, apoi în Minnesota, în mijlocul Americii, în Oklahoma, Florida, Alaska. Prin urmare, nu există o, cum să spun, o logică, o noimă de răspândire și de detecție a acestui virus. Și atunci este vă dați seama ce relevanță are mențiunea că o persoană la care s-a identificat tulpina din Africa de Sud, dacă a circulat sau nu în Africa de Sud sau în Brazilia, este... Exact. Deci, acest model epidemiologic clasic devine ridicol în această situație. De fapt, în care tehnologia nouă ne permite să înțelegem atât de profund virusul și, nu știu, cred că trebuie să ieșim din zona asta clasică. Nici nu îndrăznesc să mă întreb așa cumva retoric, ce ar fi însemnat sau dacă n-ar fi fost util să avem un centru național de genomică, de date genomice, habar n-am, de
ale virusului. Acum trebuie să dăm și niște vești bune în seara asta. Este o inițiativă în curs la nivelul Ministerului Sănătății de setarea unui cadru de asigurare a celor standard pentru laboratoare de secvențiere. Asta devine foarte, foarte important pentru că e necesar să ai același standard. Asta presupune și același tip de educație pentru cei care lucrează cu aparatele respective. Nu era cumva logic și până acum? Ba da. Ba da. Era logic. În fine, punctăm acest lucru și sigur, noi am completat printr-un document de poziție zilele trecute și am spus că nu ar trebui să ne oprim la secvențierea acestor probe în nu știu câte laboratoare, fie ele chiar și trei, dacă nu vom realiza un centru de date, exact cum am spus, care să colecteze aceste date, să analizeze, datele să fie șeruite cu bazele internaționale, cu GISA, de exemplu, o bază, cum să spunem, scută de toată lumea. Da. Și informația respectivă trebuie utilizată mai devreme despre situația în care ar apărea nu știu, o persoană care să vaccineze două luni de la, să spun, de la a doua doză, în caz de infecție. Mi se pare că e ca la carte definiție pentru intervenția aceea trebuie să se facă repede, nu în iar analiza de date e făcută foarte repede. E, aici beneficiul se poate vedea pacientului, că înțelegând mai bine turbina, ce se întâmplă acolo, poți să adaptezi eventual și terapia, plus că dacă turbina respectivă, să spunem că este ceva în premieră și noi putem să avem și indicii despre modul în care se comportă, poate de o boală mai gravă, dovadă că reinfectează persoana respectivă, nu? Poate să transmite și mai repede. Aici are foarte mult sens să mergi mai departe cu ancheta epidemiologică și să construiești în jurul acestei informații. Dacă informația vine după 8 zile, persoana respectivă are, practic, nu poate beneficia de această informație din punct de vedere terapeutic și la fel, la nivelul anchetei epidemiologice, momentul este depășit de multă vreme. Da. De aceea insistăm atât de mult pe analiza de date și pe creșterea vitezei și pe realizarea de rapoarte de caz la nivel individual și de rapoarte de sănătate publică. Bun, rămâne la nivelul, la ce nivel e acum? De idee, de intenție? E o propunere pe care am avansat-o către mai multe ministere care pot să fie interesate. M-am bucurat să constat că în paralel există această inițiativă de a organiza componenta de secvențiere, ceea ce are foarte mult sens. Și oricum e genul de inițiativă care vine în linie cu recomandarea Comisiei Europene și eu cred că e genul de proiect fără de care noi nu vom putea să ieșim din pandemie. La nivel european, adică putem să mergem puțin mai departe, se vorbește despre European Health Data Space. Adică de ce n-ar fi o componentă de date de acest fel în spațiul european de date, nu? Așa este. Bun, am abuzat deja prea mult, deși aș mai fi abuzat în continuare, dar e cazul să ne... Sunt oameni alături de noi după două ori și... Da. Toma, te rog. Vă mulțumesc tuturor că a stat alături de noi. Mulțumesc, Marius, pentru că ai răspuns invitației și te vom mai exploata și altă dată cu... Cea mai mare plăcere. Să te rugăm să mai participi alte întâlniri și vă invit peste două săptămâni să participi din nou la Miercurile cu Bunul. Vă urez o seară bună! Mulțumesc și eu foarte, foarte mult. Mulțumesc, domnule. Mulțumesc. Ne reauzim la raportul de gardă marți, Radio România Cultural. Între timp să vă citească cei care ne ascultă. Sunt acolo lucruri foarte interesante și actuale și nu doar despre
pandemia din 19. Numai bine tuturor. O seară bună. La fel, la revedere. La revedere. La revedere.